Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Bine ați venit la podcastul cu numărul 17, cred. Iar astăzi avem din nou un invitat alături de noi trei. De parcă mai trebuia cineva. El e. Exact, e el. El e Alex, de la Atenție Cadmere, pe care cu siguranță, dacă nu-l știți, ar trebui să-l găsiți, să vedeți ce se întâmplă acolo. Dar cred că îl știți cea mai parte dintre voi. Ideea este că, precum data trecută cu Paul, am vrut să aducem un om în emisiune, în emisie, care să, că despre asta vorbeam și mai devreme, care să aducă un plus nu doar nouă, ci un om care, din punctul meu de vedere, aduce un plus nu comunității, ci canalului de comunicare. Adică YouTube-ului din România. Dar nu există o comunitate de YouTuberi. Dar există, în schimb, un canal de comunicare ce prezintă tot felul de content. Și aici intervine Alex. Așa că, fără să pierdem timpul, haideți să începem. Ce părere ai tu de YouTube în România? Nu vreau să știu asta. Ce părere ai tu de YouTube? Asta vreau să știu. Dar YouTube România, I don't give a fuck. Știi, nu mă interesează de ăla care e rău, ăla care e bun. Ți-am zis, din punctul meu de vedere... Discutăm acum, nu? Da. Există content de rahat, content mediocru, content decent, content extraordinar de bun, content fenomenal de bun și mai departe. Nu cred că suntem... Știi? Mai vorbesc cu băieți despre, cu alți YouTuberi despre YouTube-ul din, și din România și din străinătate. Da. Și tot aflu de tot felul de fenomene. Ideea e că YouTube-ul meu, nu YouTube-ul în general, exact. Eu setez ce vreau să văd și la mine YouTube-ul e super. N-a fost niciodată așa bun ca anul trecut, ca ultima vreme. D'accord. Adică sunt o grămadă de creatori de conținut foarte, foarte buni. Exact. Mie nu-mi recomandă nimic un clip. Și să zic, ok, ce face, ce, cum? D'accord. Deci YouTube-ul e super. Da, exact, nu vorbim de trending, știi? Sau e cancer dacă tu asta ori, dacă acolo ești. Exact. Lumea nu înțelege o chestie foarte abstractă, știi? Asta de algoritm. Da. Algoritmul învață. Îți te învață pe tine. Place. Dacă te trezești des în algoritm cu clipuri mai puțin interesante, să spunem așa, și mai ciudățele, oh, guess what, motherfucker? You did that. Tu ai făcut. Da. Știi? E mult mai ușor decât la televizor unde ai 100 de programe și poți să toată lumea poți să nimerești oriunde. Suplei, de ce ești nemulțumit? Ai zis de algoritm și mă gândeam că, nu știu dacă așa ai zis-o, așa sună gen în discuție, că frate, e algoritmul, învață, e business, nu e atât de greu. În același timp, așa. Algoritmul de la YouTube, ca în multe alte cazuri, e foarte ciudat. Dau un exemplu pe care eu l-am observat în ultimul timp și nu știu cât e de adevărat, dar e o presupunere. Am impresia că un canal mai vechi, care nu primește tracțiune, și am observat asta la mai multe canale care știam, bă, mă uit și ce s-a întâmplat cu canalul ăsta, care nu primește tracțiune, să zicem, 2-3 luni, da? Nu mai explodează, deși a explodat la un moment dat în trecut. Da. Am impresia că YouTube-ul parcă renunță să-l mai ajute. Bă, e posibil asta, adică... Dar la mine am observat că unele clipuri la care mă uit și, băi, nu se e mișcă vorba nimic, de zeitgeist. Adică e vorba de zeitgeist, e vorba de conținut la momentul potrivit. Adică da, YouTube-ul... Da, aici intră și faptul că nu recomandă la subscriber, nu recomandă cu notificări. Tu câte clipuri ai încărcate, aplaudate? În total o să-ți dau estimativ ce m-am uitat ultima oară, 550 ceva. Am observat la mai multe canale după ce trec de pragul de 200-250 de clipuri se lovesc de treaba asta. Și eu m-am lovit de treaba asta, dar altele... Și e ciudat pentru tine ca creator că nu știi ce o să... De exemplu am avut un clip acum cu Mystery Box care am zis că o să fie gen... Da. Ok, ăsta lovește 100. Rupe, și mă uit, și s-a blocat la vreo 30, mă uit azi dimineață, a lovit 70.000. Da. E random, parcă nu, e random. Nu știm cum să joci. Nu e random. Putem să vorbim dacă vrem despre asta, dar vrem să facem asta, vrem să facem analiza, să specificăm cum funcționează procesele astea de wannabe AI, dacă sunt de fapt influențate de publicitate. Putem să facem dacă vrei. Crezi? 100%. YouTube egal Google. Google știe în fiecare moment care este interesul în momentul de față pe o suprafață, da? Da? În România ce se întâmplă, cine caută, ce caută. De asemenea, Google-ul, împreună cu YouTube-ul, văd foarte clar care sunt vectorii, unde se duc lucrurile. Nu știu, dacă tu ai clipuri care sunt pe respectivii vectori, invariabil vei fi promovat. Pentru că, atenție, YouTube are un singur obiectiv. Și e logică, are două obiective, dar principalul obiectiv este let's get eyeballs.
Da? Important să se uite lumea. Dacă lumea în momentul de față e dresată de, nu știu, de sucre, da? Atunci sucre să fie promovat. Dacă lumea, dacă YouTube-ul vede că sucre ca și search term este generic accesat, atunci spune ok, uite, oamenii ăștia care se uită la clipul ABC, îl caută pe sucre. Toți oamenii care se uită la ABC o să primească și video-ul sucre astăzi. Ca să poată să-l vadă și ei, că s-ar putea să fie interesat de video-ul sucre. Numai că, din păcate, în momentul în care ceva pleacă de pe val și vede că ABC, ghișce, tu n-ai mai publicat nimic, dar a publicat altcineva ceva. ABC se uită la altceva acum. Nu să-l publice din nou, să-l bagi în față. E normal fix o curbă gaussiană, din nou ajunge la o curbă gaussiană, care spune, începe puțin, începe puțin, după aia încet, încet urcă interesul, Google-ul spune, ok, we need to feed the fire. Știi? Da. Și hrănește foc, hrănește foc. La un moment dat focul ajunge la intensitate maximă, după care începe să cadă. În timp ce focul tău cade, alt foc urcă. Da, este da, invariat. Da. Și atunci automat, el când scazi tu, altul urcă. Și asta e bine să ai conținut mai mult ca să fie tot focul tău. Exact. Nu ai cum să menstrezi tot focul. Pentru că e foarte... De exemplu, acum mă uitam pe Trending România și mă uitam să văd cine este în momentul de față pe Trending România și este pe locul întâi e La Povești cu Jimmy. Da. E canalul ăla cu bețele care se mișcă cu whatever the fuck. Nu știu. Acum trebuie să ne înțelegem o chestie. Bun sau rău contul, nu despre asta vorbim, că beauty is in the eye of the beholder, știi, la urmă urmei. Fuck that shit. Nu știu dacă e bun sau nu e bun. Does it add to the happiness of the world? Nu știu dacă face asta. Interesant, în schimb, este că Google-ul și YouTube-ul consideră că este conținut de calitate, sau cel puțin de promovat. Meritevol. Păi e conținut original, animat, e lipsă marilor noi. Omul publică de ceva timp. N-a ajuns niciodată până acolo. Acum este el. Da. It's burning hot. Ghiși ce? Dacă tu crezi că el o să rămână constant acolo, no fucking way. E, normal. Îl drop. Da. Asta spun că nu există, nu există the back. Voi ați avut săptămâni pe trending? Sucre, tu ai avut, de-ai stat multă vreme? Sucre a avut. Și nu mai ești. Da. Eu cred că am intrat o singură dată. Eu personal nu m-am văzut niciodată acolo. Eu te-am văzut odată. Gen... Eu nu am văzut niciodată să scrie acolo, știi cum îți scrie în titlu? Hashtag nu știu. Niciodată nu am, dar am primit pe Instagram de la mai multe persoane încât să zic ok, ce se întâmplă și nu mi-a părea mie. Și am zis, bă, ăștia fac ăștia de la YouTube, fac niște de mine, ești ceva, știi? Păi gen, da, tot așa e parcă rotație. Tu ai fost? Rotație. Tu cred că ai fost. Eu am fost o grămadă între, păi, chestia cu topurile... N-am început eu, mai erau doi, na. Da. Dar eu am ajuns cel mai repede, cel mai sus și am fost multă vreme în trending. Dar după ce am lovit un prag, da, au venit alții acolo. Au venit alții care au stat și... exact așa ca mine în trending și nu mai stau acum. Dar faceți că după ce ai apărut, ca să mă zici o chestie, știi? Parcă, ești blacklisted, nu? Nu. Nu chiar, dar uite-te, așa. Cel puțin la mine lucrurile sunt bune. Pe clip n-ai zice, dar la tine sunt vizionările mai multe per total pe lună față de înainte? Evident, asta e. Da. La tine stai puțin. Da, numai că tu... Că e librăria mai mare și au oameni opțiuni. Și e bine. Adică la mine și la Vlad la fel o să mă întâmplă și la tine la fel. Pentru că, dar el a avut clipurile alea... mai adevărul despre și nu știu ce, care la un moment dat a avut o perioadă în care a acumulat extrem de multe vizualizări. Da, ele și acum, ele și acum generează ceva, pentru că alea merg în continuare și în spate pentru el. Surprinzător la mine din librăria veche de clipuri sunt care dau hit-ul acum și zic, exact. Ce faci? Da. Exact, pentru că în momentul de față există un zeitgeist, există un interes crescut și YouTube îți spune la fel. A, B, ce s-a uitat ăia acolo? Păi uite, mai avem un clip care bifează încă trei chestii similare. Dă-le. Dar nu numai la noi așa, adică discute despre asta și străinii care zic, măi, clipul ăsta ar fi trebuit să stea multă vreme absolut. Așa și uite că n-am mai stat. Și mă refer la canale de știință, gen Veritasium. Da. Spunea că clipul meu ar trebui să fie valid oricând, nu doar trei zile. Dar nu e așa. Dar nu mai gândește așa YouTube. Dacă ai avea un Excel, dacă faci un Excel și vrei să faci, el face cross-reference, asta face algoritm. Algoritmul se uită toate, gândește că fiecare clip are 1000 de keywords, da? 1000 de keywords pe care tu îi le dai. După care societatea umană și utilizatorii de YouTube intervin și spun, ok, avem și noi keywords-urile noastre pe care le căutăm săptămâna asta. Atunci algoritmul ce face? Face un cross-reference cât mai precis, dar atât cât poate. Și spune așa, din cele 1000 câte se pupă, cu cuvintele pe care le-ai băgat tu, Ionuț. Am înțeles. Și nu-ți face bam, spune ok, you get this. Săptămâna viitoare ghișce, eu nu-ți schimbă interes. Eu săptămâna trecută am început să mă uit la Jeff Nippert, de exemplu. Jeff Nippert face conținut de fitness. De ce? Că m-am dus la sală, mi-a schimbat un comportament. Când am făcut asta, YouTube a spus,
Ok, vezi că Marius a schimbat doi parametri în Excel-ul lui. Și deasupra, din cele 20 clipuri la care s-a uitat al altăieri, 6 au fost despre fitness. Mm-hmm. Vezi că el a început să se uite la fitness. Ok, serve him some fitness. Da, da, da. Ai înțeles? Deci ceva fitness mai de calitate. Exact. După care ce se întâmplă? Dacă este cineva care are un comportament similar cu al meu și este poate și prieten cu mine pe Facebook și pe Google, ne trimite mail-uri, înțelegi? El spune așa. N-am știut asta. El spune așa. Oh. Vezi că prietenul Marius, care se uită la clipuri, care se uită și Marius de obicei, înțelegi? Foarte probabil să vrea să se uite și la clipurile noi al lui Marius. Dă și nu niște Jeff Nippert. Uh-huh. Măi, mie cel puțin posibil, treaba asta, adică, mie îmi place în modul dacă care... Dacă ai face arhitectură de software, așa ai face. Da. Logic să faci așa. Da, da. Nu e logic. Mie îmi place modul în care funcționează algoritmul astăzi, că a luat toată presiunea de pe mine de la a căuta cei trending și cei populari și pot să fac doar ce îmi place. Corect. Și zic, mă, dacă merge, nu-i vina mea, dacă nu merge, nu-i vina mea. Dar nu e algoritm, tu ai ajuns așa. Eu am făcut ce îmi place și din... toată masa de oameni, cineva, cândva, o să-l vadă și o să se găsească utilitate. Dar mie astăzi mi-a plăcut clipul ăsta vizionar, nici mă mai interesează câte vizionare are. Mi se pare mult mai liberator decât în vremea în care trebuia să vin după un clip de un milion, trebuia să mă ofer unul. Găsești tu clipul ăsta? Ăsta ești tu, nu e algoritmul. Tu ai ajuns aici. Tu te-ai schimbat. Nu algoritmul a devenit mai benevol sau mai non-benevol, dar tu ai ajuns la punctul în care ești mulțumit, absolut ok, ești ok. Atunci spui, ok, fac ce vreau eu oricum. Și ai observat că oricum, în 6 luni, două dintre clipurile pasionale pentru tine, sau din fructul pasiunii pentru tine, exact. Știi? Oricum au ajuns ok. Da. Pentru că în 6 luni, cărvul de interes a trecut și prin ce ai spus tu acolo. Exact. Da. Știi? Asta e chestia. De-aia ești la sucre. Eram... E cum pariu că la sucre, de exemplu, peste 3 luni, unul dintre clipurile cu... Acum, Doamne ajută că aia, Gogan sau cum o cheamă pe aia, da. Să mai fac ea ceva. Păi de-asta e adevărat, mă. Deci există stigma asta să te... Da, mă, ăștia, eu râd. Atenție, niciodată, okay. Eu niciodată nu am considerat că tu faci doar asta. Dar nu faci nimic în văzut de el. Vreau să o adresez. Ok, adresează, bag-o mare. Odată în podcast. Da. În primul rând, cel mai popular clip al meu, da, cu 700 și ceva de mii, nu are pe nimeni în titlu și atunci când eu am fost un om foarte bun la inimă, da, și am ajutat un copil sărman. Exact, el cu telefonul, am ajutat un copil sau ceva. Am ajutat pe Cosmin, un copil sărman. Clipurile astea pe care le faci el nu sunt rele. Că aduci mulți oameni de peste tot în care le preziți gratis alți creatori de conținut, le-ai făcut reclamă o grămadă gratis. El trebuie să facă un showcase. Trebuie să-ți mulțumească, nu se plângă cineva. Da, e criticat, dar așa se critică și ăștia care fac diss-uri și de fapt toți sunt tovarăși. Da. Dar bine, la noi nu există, mă, diss. Acum vorbește bărbatul din mine cu copiii care, din păcate, adică cu tinerii care fac. Eu cred că tu, Alex, ce vrei să spui, că ai ajuns într-un stadiu, adică Marius, cred că poate să-ți confirme asta, în care efectiv stai, faci clipuri și ești bine că poți să faci clipuri. Exact, am chill. Știi? Nu te dea. Chill. Da. Mie îmi place clipul, de exemplu, eu sunt într-un stadiu în care postez și fac încă clickbait-ish, pentru că trebuie. Eu am norocul, cred că sunt printre puține care dacă face un clickbait scapă. E la modul, da, brandul lui ai făcut clickbait, că ai făcut mișto de ăia. Da, ești sarcastic prea mult timp, știi. Eu cred că e așa mult clickbait încât mi-au zis oameni că trebuie să fac titlul mai bun, că nu pare subiect interesant. E bune, adică mi-au zis, mă, fă un pic de clickbait, că nu... E clipul fain, dar titlul... Da. Eu mă convins să intru. Nu știu că ai intrat pe Mediafax în ultimul timp? Nu pot să intru pe... Fucking... Clickbait? What the fuck? Ce zici că nu poți să intru ce? Sucre zi, cine a? Da. Dar mă uit pe B1, ce antena și alea. Ce i-a spus, nu știu care antena? Vestea șocantă pentru șoferii din București. E antena asta. Află ce a spus Dăncilă atunci când a fost confruntată cu momentul. Da, știu, da. Tot articolul minus un lucru. Da. What the fuck? Noi suntem în era clickbait-ului. Atenție, suntem în era aia atâta timp cât asta urmărești. Eu am explicat clickbait-ul de atâtea ori. Nu, este o stigmă pe clickbait pentru că atâta... Nu, să știi că nu e. E o stigmă doar, e o stigmă doar în momentul în... Atenție, nu e nicio stigmă, e aparentă stigmă. Dacă nu oferi și conținut bun în spatea clickbait-ului, oamenii se supără. Păi nu știu dacă e adevărat, să știi. Stai, în atâția ani a fost mitul ăla cu
Ray William Johnson cu poze cu gagici, cu fund, cu sân, da, și da, livrat, da, și da, când da, apăsai, da, când ai apăsai pe clip, ce primeai? Ray William Johnson care vorbea despre un clip despre plajă și așa, da, mai departe. Okay. Asta, asta a fost de uh-huh, mult. Uh-huh. Am avansat în clipuri din alea care efectiv erau gagici, care am făcut operație la sân și tu sperai, pentru că așa sunt oamenii și am pățit și în România, dar nu vorbim despre asta, cu clipuri de genul. Și oamenii au zis, bă, a, asta a făcut multe, sau asta a făcut multe vizualizări, asta nu e bine, doar din cauza unui titlu, de ce să aibă asta atâta? Ok, make the point, dar, the point is? Așa, clickbait-ul și poza de thumbnail e așa, primul contact pe care îl are un om cu clipul, corect, tău. Între timp, dacă ăla nu e interesant, dacă eu scriu în titlu și în poză, uh-huh, aici vorbesc despre sistemul educațional, uh-huh, uh-huh, pe care eu l-am observat din 2011 până în 2019. Așa. Și pun o poză cu școala primară. Cine dracu dă cred? I don't know. Nu prea dă. Nu știu ce vrei. Adică, ideea este, atenție. Se numește... E ca la filme. Ascultă-mă. E ca la filme. Se numește Objective Driven Behavior. Când ales să faci ceva, hotărăști de ce faci asta. Care este obiectivul acțiunii tale? Când faci un clip, care este obiectivul clipului tău? Dacă obiectivul tău să facă vizualizări, atenție, exact, înseamnă că te intri pe Social Blade să vezi care sunt top 20 creatori români. Uh-huh. Ai observa că printre ele este o fată care face videouri cu slime. Are un, da, milion și ceva de subscriberi. Desene animate pentru copii sunt cele mai multe. Exact. La la lilu, la la la. Da. Așa că dacă te te împaci cu tine, e foarte greu să te împaci cu tine. Dacă faci content pentru bani and you're doing this, you're doing it wrong. No. You gotta fix it. Dacă, în schimb, vrei să faci clipuri pentru că you wanna give back to the world, vrei să pui în borcanul cu fericirea lumii, vrei să pui tu sprinkle with the stars, atunci dă-te un pas mai în spate. Uită de tot timpul de clickbait, înțelegi? Și fă content bun. Da, dar nu merge, că oamenii după ce, yeah, dau click pe clickbait, yes, și nu Google toți vede. Nu toți, pentru yes, mulți, am văzut, a arătat cineva care face clickbait maxim din greșeală și a arătat cât face. Dublu sau triplu vizionărilor mele, da, pentru un 15%? Da, te cred. Pentru că era super și, și se vedea că are un singur minut retenție. Am zis, un minut retenție a dat, eu am 9 minute jumătate aproape. Da, sunt cu toții conștienți de chestia. Și nu făcea bani. Da, da, iar există un și acum intrăm într-o macroanaliză, asta nu aș fi vrut să ajung aici, pentru că iar agenții de publicitate, dacă te duci la agenții de publicitate, ei nu vor să vă, nu interesează watch time. Câte click-uri ai, pentru că e la client. Da, știu. Da, clientul, da, clientul, da, final, când cumpără, da, edu pentru reclama, nu știu, da, ce, el nu știe neamitic, el a făcut și el, da, la facultate la SED, a făcut acum 20 de ani. Între timp a făcut alte manevre ca să fie director de marketing, știi? Și așa e, da, treaba, așa, prin asta, acum vine un băiat care vrea să-i vândă content de calitate și el spune, bă, băiat, câte vizionări, dude, ai, câte... The numbers don't, da, lie, eu când pun în Excel am formulă, uite, am formulă, ia, ia spune un numărul tău, ia zi numărul tău, 5, 5, n-aici, ia zi numărul tău, băiat, 1 milion, ia, a, păi da, da. Așa că toate astea cu, what is the bigger, what is the best thing in life, I don't know. Și totuși, totuși, ai să vezi că băieții ăștia care au multe vizionări n-au, da, n-au contracte cu branduri. Că nu... N-au. Iar, dar intrăm în altă discuție acum, iar, ceilalți, știi? Cu numere mici, cum, da, ar fi Horia. Horia cine? Sârghi. Nu știu pe toți, dai seama. Zeafet. Așa, ok. View-uri ok, subscriber-uri ok, dar nimic. Bă, da, corect. Dar are contracte. Pentru că e un tip, e decent, e... pe. Intrăm în, niște discuții care... Sau eu. Să zic și eu. Și eu am contracte. Da. Dar intrăm în altă discuție aici. Deci există... Atenție. Dacă vrei să o faci pentru bani, ceea ce vreau să zic eu e, fii serios. Nu e neapărat. Mulțumește-te cu mai puțin și... Nu știu dacă e asta. S-ar putea să fie și mai... Sau mai asta mult. E doar calea mea. Exact. It works for you. Știi calea cum e? E false positive. Te uiți la ce vezi și îți confirmă. Ai bias, știi? Ai confirmation bias. Pentru că tu te uiți la asta și spui că it happened, thus it must be real. Dar nu e adevărat. Doar cum s-a întâmplat ție, să știi că sunt foarte mulți oameni serioși. Care nu au semnat, de exemplu, cu o agenție de talent care se vândă mai departe, știi? Și atunci ei nu ajung la punctul ăsta. În schimb, sunt alții care fac, semnează cu alte agenții, de exemplu, mai mari decât local la noi, știi? Și fac și mai mulți bani. Și ăla o să-ți spună... Dar nu trebuie să semnezi cu o agenție ca să ai contracte, să...
Nu, dar este de ajutor. Nu, pot să semnesc un MCN. Exact, pe asta. Agenție înseamnă, când spun agenție, spun MCN, spun multi-network, da. Multi-channel network. Dar ideea știi, este... nu? MCN-ul e... Da, la noi, noi e avem... E o companie două. Care la se ocupă, știi? Eu am, exact. Eu semnat... Tu ești semnat cu 10 sucre SRL. Eu semnat cu două, da. Una din Los Angeles și una din San Marzano. Exact. Și eu din San Marzano, dar nu e, nu e relevant. Ți-am livrat-o, am vrut să văd. Mă așteptam să dai pe aia cu pizza, când mi-a venit de la pizzerie. Da, nu. Bun, hai. Ce zic eu este așa, adică suntem, eu acum, debate-ul meu, eu nu vreau să vorbim despre ce înseamnă YouTube ca business, că sunt atât de multe variațiuni pe care poți să le faci. În România, există, în România e ca la televiziunea română. Domnul, noi știm să facem un singur lucru în România și pe altul facem. Dar sunt mai multe tipuri de monetizare a conținutului pe care poți să-l faci, știi? Atunci mai bine. Noi suntem acum ca piață, local, noi suntem foarte low. Noi suntem foarte, foarte pe dezvoltare asta, pentru că chiar nu ai brand, nu ai startup-uri, nu ai foarte multe chestii pe care, în mod normal, clientela de YouTube, da? Ce ar trebui să bage banii, trebuie să vină cineva să facă piața. La noi nu face nimeni piața. La noi lumea este pe sistemul clasic. Domnule, am pe cineva, are multe vizualizări. Dă, domnule, la mine banii, că îi dau lui băiatul banii și face un clip frumos. Atât m-am chinuit când aveam vizualizări la companie, bă, și nimeni nu se uita la mine. Aveam vizualizările. Păi da, aveai numai că din păcate la companie, când ți-am spus, te întâlnești la Tanti Maria. Tanti Maria era directoare. Și am zis, mă, n-am talent, nu știu să vorbesc cu oamenii. Pe lângă asta, nu vorbeai limba lor. Nu, de ce râzi? Nu vorbeai limba lor. Oamenii sau eu știu pentru că eu vorbesc limba aia. Da. Eu știam că nu sunt bun asta. M-am chinuit, m-am încercat. Eu când mă duc și mă întâlnesc, iar ne repetăm din păcate acum, știi? Dar mă duc și mă întâlnesc cu tot fel de oameni și oamenii îmi spun direct, bă, nu înțeleg ce fac oamenii acolo. Eu înțeleg și îmi place că și tu ai pasiunea asta, whatever, nu prea înțeleg eu de ce tu ai pasiunea asta, n-ar trebui să faci asta că ești om serios, dar hai, fuck it, dacă mai ești YouTuber, înțelegi. Cât, mă, e genial, mă, să poți să ai tu o cameră, să ai un microfon și să-ți faci tu emisiunea ta de la zero, dar nu știu de ce nu explodează toată lumea minte să zică, bă, pentru că, uite, oameni care au... Ai TV, mă, să faci tu televiziune. Oameni care au 2 milioane, 3 milioane de euro în buzunar, sau 10 milioane de euro în buzunar, 40 de milioane de euro. Ei văd banii altfel. Ei se uită la existența ta și spun, da. Ei calculează așa, bă, ora mea vă urează vreo 200 de euro. Da. Și ea se uită la tine și spun, mă, moare-se, dar putea să faci 500 de euro pe oră, lejer. Da. De ce faci tu asta și faci 1,50 euro? Da. Adică asta este, trebuie să înțelegi că, iar, objective driven behavior. Da. Dacă eu mă uit la tine și văd la tine că, eu văd la tine și recunosc că tu ai putea face mult mai mult cu timpul tău, și vin și te întreb de ce pierzi timp atunci. Și tu spui, eu nu pierd timp, uite, eu am aici gratificare de la oameni, prieteni, adun oameni la masă, aici vorbim cu toți, îmi spune lumea, te apreciez și te respect. Da, e un mod de a gândi a fiecare, adică mă rog. E ciudat că oamenii care chiar fac banii se uită la noi în felul în care zici și cei care aspiră să fie YouTuber se uită la cei care fac bani din YouTube și îi critică. Exact. Faci pentru bani. Ce? Aia nu-s bani. Aia să zici, bă... Ai grijă că, într-un fel, aș spune... Da, există și partea aia, dar în același timp cred că există o mare majoritate care se uită și spun aș vrea și eu și pare foarte simplu. Da, da, absolut. Pare simplu. Absolut. Pare simplu. Dar orice bani lucru, ușor de făcut. Orice lucru frumos trebuie să pară simplu, să-l faci altfel nu e frumos. Simplu. Dacă nu pare ușor de replicat și ușor de get behind, după aia lumea spune this is not beautiful. Da. Înțelegi? Trebuie să fie așa. Oamenii se uită poate la, nu vreau să mă dau exemplu, dar o să dau altul, da. Să zicem la vloggeri ăștia care au început de foarte tineri, 10-11 ani, da. Se uită și acum au foarte mult, au prezent peste tot, așa. Așa, și zic, păi ești nebun, pe ăsta au filmat de când era tânăr, da. E momentul să explode. Cred că a fost atâta de ușor, păi mă apuc și eu. Da. Știi? Și nu e, mulți nu înțeleg mecanismul și dau greș și după aia... Dar numai că știi, suntem la punctul acum în care ne plângem de cât de greu e să fii YouTuber. Fuck that shit. Pe bune acum. Adică o fi greu, nu o fi greu. Băi, Alex a venit, au avut niște curiozități. Did you pick the fucking... Știi cum e? Ai pus piciorul în baltă, da. Te-ai udat. Surpriză. Motherfuck. Acum ce faci? Te plângi că e rece apa. Bă, dar când te dezbrăcai, când puneai haine lângă ca să nu te uzi, așa, tu nu te gândeai că apa s-ar putea să fie rece? Adică, dude, acum pe bune, suntem aici.
Știi cum e? Fiecare și casă... nu m-am plâns de nimic, mai să vorbesc despre filme. Da, da. Mă filmez că mă vezi despre filme. Și adică, știi? What's the purpose? De-aia mă uitam în sus, așa, știi? Mie treaba de YouTube-ul mi se pare joc de filme. Să vorbești Vlad toată ziua despre ce-ți place. E... care e? Păi nu. Partea grea probabil este să găsești oameni care să fie la fel de entuziasmați față de ceea ce spui tu. Da. Păi asta e greu. Aia e chestia, că ne-am strâns toți. Probabil de-aia și Alex are acum un interes, pentru că dacă mergem în exterior și vorbim cu alți oameni, da, asta nu e ca și cum nu s-ar întâmpla. Dacă eu sunt corporatist și lucrez la firma cu tare de mașini de spălat, dar tot în corporatist, în zi, universul, nu universul, mediul corporatist, și mă întâlnesc cu altcineva care poate nu lucrează la mașini de spălat, dar tot în corporație, o să mă pun la masă cu ăla și o să zic: bă, frate, ai primit și tu să faci anexe din alea? Da, frate, nu le supăr. E inevitabil că o să discutăm despre mediul în care suntem, în afară de Vlad. El îi dă ad one out, pentru că el are carieră în reparat pisici. Da. Deci el e singurul norocos dintre noi. Eu nu zic că nu e normal să vorbim despre YouTube, știi? E normal să vorbim despre YouTube, dar în același timp există paliere, există layere de importanță a lucrurilor, știi? Și în momentul de față mi se pare că să ne plângem sau să nu ne plângem de YouTube, în contextul nostru local mai ales, știi? Da-i de râs. I mean, come on, dudes. Let's get fucking real. Probleme serioase. Da, știi? Adică hai să, din punctul meu de vedere, să mă interesare ce o să facă Jon Snow în ultimul episod decât de YouTube. Vezi că nu e doar o metaforă. Ia căzut netul, da. Suc. Nu pot, adică înțeleg YouTube România este relevant. Înțeleg foarte mulți copii își doresc, deși pentru mine, eu am 5% under 17. La demografic, știi? Mm, rest sunt toți cât de cât. Știi cum e? When everybody's faking it, it's still demographically correct, ca să știi chestia asta. Știi? Sucre cât nu știu mai avea, 8%, 9%, ceva de genul ăsta. Oricum, under 10%, știi? Cred că în momentul de față, din ce în ce mai multă lume are are puțin, să zic așa, 7%. Știi? There you go. Înțelegi? Adică toată lumea cred că acolo stă între 5 și 10%. Sub 18%. Da. De ce? Pentru că mari consumatori de YouTube sunt generația asta care acum au 20 ceva de ani. Ăia sunt mari consumatori de YouTube. Acum ăștia care vin noi din spate consumă și ei YouTube. Dar mi-a scăzut, măi, că aveam 14. Acum văd. Da, mai au crescut. Când i-am întrebat, mai știi, când i-am întrebat erau mulți. Erau majoritatea care au răspuns câți ani au. Erau sub 18. Când am întrebat pentru noi la un podcast. Pentru că ei și-au timpul să scrie un mesaj. Exact. Eu n-aș fi răspuns. Posibil cum să fie și asta, dar... Ce spun este că... că cum să răspund? Păi nu, dar știu oameni care au vârsta mea sau vârsta voastră și, de exemplu, mi-au trimis că se uită la podcast în pat la televizor. Păi da, dar lumea a crescut, asta încerc să spun. Dacă uitai acum 5 ani, era mult sub 18 ani. Era ca să uitau pe YouTube acum 5 ani, chiar ce? Acum nu mai au 14 ani, acum au 19 ani. Da, au crescut și ei. Știi că de-aia aveai 14 și acum ai 7. Că foarte din ei au crescut, înțelegi? E absolut normal, este the normal way of things. Copiii noi... Înțelegem cum funcționează vârsta. Da, știi. E pe grow-up, știi? Și când o să vezi că îți cresc alea de 7 ani, de 12 ani, înseamnă că ăia mari au făcut copii. Și totul e un circle. Nu ți-a putea că ăia mari să dea... Că asta e faza, știi? Că dacă te uiți și la fata aia cu slime, tot oameni mari are. Adică demograficul este și nu este relevant. Mai important să întrebi, să faci un... E foarte demografic vorbind, e important să faci un studiu, să spui: bă, what's your age? Știi? Voi care vă uitați aici la noi, știi? Ce vârstă aveți? Da, și atunci îți dai seama, dacă răspund 100 de oameni, statistic vorbind, ești acolo. Adică ai un pool suficient de mare la 100 de oameni, încât să poți extrapolezi, știi? Și spui, cu 5... Tu see tracking-ul pe Social Blade sau... Nu, mă uit în Analytics, în Analytics-ul meu. Pe YouTube, nu? Pe YouTube, da. Pe ce se poate pe Eu nu pot să intru pe Social Blade. Nu m-am uitat. Dar n-am, Social Blade e... Dacă vrei să te uiți la altcineva, să vezi cam pe unde e, dar atât. La bani nu poți să ai încredere că e între 55 milioane, bine, mersi. Nu, dar nu, eu am văzut că câștig 14.000 de euro. El face, el consideră, da, exact. Dacă vrei să vezi, el poate să, el ia așa, el spune, el nu cal, el de obicei se bazează pe ăla, pe VideoTube ăla, cum se cheamă, la Adon Vieții. A, nu știu.
Ideea este că el zice așa, bă, care-i lowest CPM possible, care-i highest CPM possible, number of views, știi? Uh-huh. Și el numără view-urile. Da, dar e foarte mare eroarea, marja de eroare. Este, absolut, absolut. Nu, nu, dar... eu am impresia că el calculează pe CPU și pe CPM doar pe America. Fuck it deep in the ass, ca să zic așa. Da, da, nu, ne place când comentați, okay. Adică mie îmi place. Și mie îmi place, absolut. Vreau să știu dacă pentru tine faptul că ești YouTuber o chestie mișto, ai spus că da, este o chestie mișto. Faptul că tu consideri că YouTube-ul ca platformă în general este foarte mișto, lăsând deoparte România, fuck that shit, nu mă interesează, înțelegi? Și după aceea există partea alta în care noi venim și te întrebăm pe tine și știi, bă, da, e filme și serial, cine zici? Da, știi? Da. Cam asta e faza. Mm-hmm. Te-ai mai încercat să faci, am văzut că mi-ai spus niște recenzii la filme, ai pe, iartă-mă că nu știu numele acum, știi? No, no. Dar mai, așa, nou, tipul ăsta care mai cu tine. Adică voi ați făcut niște chestii recenzii la filme, știi? Mm-hmm. Why don't you continue with that shit? Doar pentru că vizualizările sunt mici? Măi, în contextul în care vizionările de atunci pe clipuri acestea nepopulare sunt cât vizionările mele normale de ziua de azi, nu știu ce s-ar întâmpla. Știi? Aș mai încerca, dar uite, am făcut ultimul meu clip, a fost despre 100 easter egg-uri, despre din ăla cu o grămadă de easter egg-uri. Ready Player One. Ready Player One. Vezi, eu Ready Player One. Bă, am lucrat o grămadă la clipul ăla, că a trebuit să le găsesc pe toate, să le caut, du-te pe formula ăla și nebunește. Așa, 20.000 de view-uri. Ok, and? Foarte multă muncă. Asta e adevărat. Da, da. Asta e adevărat. Deci, și nu-mi place dacă nu... De dar ăla este un clip tematic. Eu spun recenzii. Știu. Nu clipuri tematic. E cam același lucru, cred că vreau să zic. Ăla e mult de muncă. Recenzia înseamnă să vii în față. Da, să vii în față. A, să spui o părere personală. Ok, ok. Era ok, făceau vreo 50 de... Eu nu i-am spus să facă, cum îi spune, critică de film. Critică de film presupune... Da, nu, am înțeles. O recenzie. Înseamnă, eu m-am dus, am văzut filmul Ready Player One, a fost Culeanu, am văzut Astăzi Ninja, am văzut și Joker și Batman și this is it. Anul trecut am luat o pauză de la lucrurile extra ca să pun un pic canalul pe picioare să-și revină. Pentru că m-am împărțit mult în proiecte cool. Da. Și nu m-am mai ocupat de ce era la baza canalului și am avut de suferit. Și acum e ok. O să încep din nou proiecte cool în timp ce țin totul cei de bază în continuare strong. Și vreau să fac chiar recenzii pentru că lumea chiar folosește Netflix, se pare că în ziua de azi. Și aș vrea să fac treaba asta. Foarte bine. Da, de exemplu, a ieșit Nightcrawler sau Walker? Nightflyer, da. De R.R. Martin. Se pare genial serialul, n-am știut de el, n-am... Na. Și aș vrea să-i fac o recenzie, să este se uite la... Este o space gory opera. De curând? Nu. Săptămâna trecută. Povestea asta, G.R., știi, că spunea... Bă, că stăteam, făcea nimic și doată în video un mail, știi? Look, we're gonna have a movie from... Like, what? Că nu știa că are drepturi de vândute, știi, dar avea vândute prin 80 ceva, știi, a rămas așa, ce? Ăștia fac un serial după ce am făcut, ok, da, știi? Da, păi el a scris o grămadă de scenarii care n-au mers, s-a nebunit. Este și un film făcut în 1987, tot după el, știi, e un film. Da, dar e nașpa. Cartea are 5 personaje, să ne înțelegem, în serial ai 48. Da, am înțeles. Adică este loosely based on George R. R. Martin's work. Pentru că acum prinde exact. Numele. Exact. Da, normal. Bine, e same shit, e zeitgeistul cu care vorbeam, știi? Da. Faci un film cu, faci ceva de, ai o carte de George R. R. Martin, fucking make it a movie. Deci eu spun că o să mă întorc să fac din nou recenzii. Da. Un pic altfel, dar le fac iar. Bravo. M-a surprins faptul că m-a schimbat, că văd că voi vă ocupați de film, iar eu am făcut... Așa, am făcut și clipuri tematice doar despre film, despre filme mari și unul altul. Foarte bine. Curiozități și seriale și chestii. Eu cred că eu sunt un mega fan al, ca să o spun tot timpul, voi nu înțeleg, eu sunt asociativ. Mie îmi place să vină lumea. Adică despre ce vorbești tu? Despre film. Ok, hai să vorbim despre filme atunci. Despre ce vrei, poți să te ajut cu ceva? Da, nu, ar trebui să mă ajut cu mult. Nu, n-am timp. Aș mă cu ceva mic. Ok, ia de aici. Adică mi se pare aberant să... Iar în comunitatea noastră de recenzii de filme, că vorbeam și tu greșit, în comunitatea noastră de recenzii de oameni care fac recenzii la filme, știi, și mai sunt câțiva mici, care apropo de asta se chemă și pe ea. Da, cheamă, chiar să-l, uite, oficial, acum invitație oficială pentru recenzii, cum e, teatru, film, Recenzii, film și teatru, corect, bravo, așa, iartă-mă că am probleme cu numele în general, da? Deci Dorin o să fii și tu în podcast la un moment dat, e un canal mai mic de recenzii. Dar ideea este că noi avem, e atât de mică comunitatea asta de... Dar există, că acum câțiva nu exista. Păi în 2014, mă uitam,
am căutat efectiv să văd cum e treaba. Cine face, nimeni. Da. Nimeni. Da, am găsit făcea. Un tip care... Făcea sucre, probabil, la un moment dat. Nu făcea nici atunci. Ba, cred că făcea. În 2013 am început. Făcea. Da. Eu l-am găsit doar pe sucre când m-am apucat eu, dar nu m-am apucat. Eu l-am găsit pe sucre după ce am început eu să fac recenzii la film, că mi-au zis oamenii, bă, vezi că l-a făcut deja sucre. Și am zis, what? Cine? Păi aia, gen, am vrut să dau două pointuri aici, gen, în comparație, că tu ai zis că acum pare că lumea e mai interesantă, da. Lumea e mult mai dependentă de seriale și de filme față de cum era înainte. Poate ai observat asta în jurul tău fără să te uiți pe internet, toată lumea se uită la școală, la telefon, la Netflix, se uită în autobuz, gen, asta nu mai este o reclamă, asta se întâmplă. Da. Deci, în comparație, nu știu cum era pentru ei doi, că amândoi probabil au alte începuturi, știu că Marius a început mai mult cu Game of Thrones și Vlad a făcut recenzii de la început, da, dar eu am făcut recenzii. Cu Facebook-ul, 99%, era Radu el, dar cu mine, eu când am vorbit pe YouTube de filme... Ce ți-am zis? Ți-am zis de green screen, parcă. Da. Cum mi-a aducat pierdut. Dar nu contează asta. Te ascult, să știi. Nu, dar mă auziți? Da, te auzim. Da. Te ignoram un pic. You were being put in place. Așa. Zic așa. Eu când am început mă urmăreau 100 de oameni. Exact. Da. Deci, acum să e atât de ușor să te uiți, e Venom în cinema, ok, mă duc să-l văd, nu am niciun interes să-l văd, bum, 35.000 de vizualizări la un review. Ceea ce, pentru mine, față de cum era la început, să știu că It are 50 ceva. Asta e altceva. Da, se vede un interes, nu. Stai. Ok. Se vede un interes pentru recenzii și așa știi și tu, ok. Păi de-aia trebuie să, exact, dacă ar fi, ca să ne înțelegem la o chestie, dacă ar mai exista încă 15 oameni care fac recenzii, cum facem noi, ar fi minunat. Ar fi wonderful, ar fi glorious, pentru că lumea ar începe să devină foarte lumea ar intra asta, în LP-ul ăsta, în care, în loc, it's a topic. Da, ar crește exponențial. Mi-o acidez. Da. Atunci lumea ar fi mult mai antrenată. În momentul în care suntem trei oameni care blow the fucking horn, dar our horn is so fucking small, ar crește și vine Costel. Ce trec? Ia uite-mă, ăsta vorbește de filme. Bă, dar da, ce? Da. Ce-ai găsit, mă, să-mi povestești tu filmul? Da, exact. Da. Du-te la lucru. Exact. Da. Înțelegi? De-aia spun că așa. Eu aș vrea să fii mai mult. Da. Numai că n-am o problemă cu faptul că lumea a început să... Ce e interesant nu e că sunt ei mai interesat de seriale, ci din ce în ce, din cauza că noi 3, 4 în contextul actual și încă 2 oameni poate, știi, din când în când asta spun, apuc-te și tu de recenzii. De ce? Pentru că ajută. Pentru că recenziile făcute de tine... Da. Se recomandă unul pe altul și toată lumea are de câștigat, toată lumea crește. Și atunci eu vreau să fie mai mulți recenzori, vreau să mai vină. Eu aș vrea ca, dar toată problema mea este alta. Dar fă-le ok. Fă-le ok. Știi? Adică fă-le ok recenziile. Nu te du doar în clickbait iarăși, știi? Nu te du cu ce mă, cine mă, Thanos mă, să-l dau la sărmăluțe, știi? Fuck me. Da, eu aș vrea să vină. Ți-a plăcut cu sărmăluțe cu smântână? Da, acum, gen, nu știam de ce lasă lumea în comentarii sărmăluțe. Da. Și eu m-am uitat să văd ce. Mi-am băgat acolo și mi-am scos la un moment dat, ți-a spus, ieșea moldoveanu de mine. Ideea este că eu mi-aș dori foarte mult să fie foarte multă lume și să fie diversificată. Da. Adică atâta timp sunt lucruri care lipsesc încă. Așa, lasă-mă Marius cât ai net pe telefon. Te rog, nu e problemă. Să-mi spun și al doilea point. Că vezi că vorbesc mai puțin. Da. Așa. Spunea Alex că a avut acum, dacă mă înțeles greșit, mă poți corecta, evident. Că a avut o fază în care a văzut, bă, canalul principal, atenție, cât mare, merge bine. Da. Poate ar fi timpul să explorez alte, că eu știu că te-am urmărit, stau la două case de tine, așa, și te-am urmărit tot timpul și am văzut că la un dat ai încercat, cred că ai un prieten care vorbea despre trailere. Da, nu. Greșesc? Nu, vorbea de trailere. Da. Și după aia ai încercat cu IT-ul, unboxing-ul? Da, cu unboxing-ul am făcut mai întâi și după aia cu filmele, da. Da? De aia cred că ai făcut... Și după aia te-ai întors la bază.
Da. Ceea ce mă face să mă gândesc la mine, Mario știe, anul ăsta, cam început, eu nu mai am job, am rămas pe stradă și de anul trecut din martie am zis ok, vreau să explorez, dă-i. Da. Am început să fac live-uri pe Twitch, m-am ocupat de server de Discord, am șters Facebook-ul, nu vreau să aud de Instagram, YouTube, când se poate, cum se poate. Și asta a fost o greșeală, pentru că vrei că nu vrei, oricât de mult îți place ce aventură explorezi. Dar vezi că asta, asta e o discuție aici. Those are the big juggernauts, the big boss, YouTube și Breadwinner și restul. Da. Da, deci tot la ei te întorci, că vrei, că nu, numai dacă, da, nu știu. Bă, nimeni n-a spus că, atenție, ce spune este în formă, nimeni n-a spus că nu, el trebuie să facă doar recenzii. Nu. Tu, nu, recomandarea, mea, recomandarea mea e să facă atenție ca filme. Adică nu aș avea nicio problemă. Dar ce, da, dar ce m-am oprit din făcut recenzi, m-am oprit din făcut live-uri sau... Nu despre asta e vorba. E vorba că trebuie să-ți găsești un echilibru ca să nu te panici. Da, bine. Da, mă, dar vezi că aici intervim în punctul ăla în care el spune și el. Băi, eu acum, exemplu, la știu, folosești. Crowl editează niște clipuri, da? La mine era și oboseală. Nu folosești. You're using this person. Eram foarte obosit. Editam non-stop și nu era, a trebuit absolut să tai ceva. Absolut, absolut. It breaks, dacă nu. Sunt de acord cu chestia. Și sucre, de exemplu, la un moment dat, când s-a lăsat de job, l-a apucat pe o frenezie de a fac 15 clipuri mâncați, aș pe săptămână. Scot clip. Eu tonomat de clipuri, să-mi bap ceată. Nu, deci așa, deci imaginează-ți că muncești 5 ani la fabrică și stai în fața camerei și spui, bă, dacă vreodată ajungem să facem asta și să stau acasă, păi fac, dar nu o să vă așteptați. Când momentul în care am zis, stau acasă, îți dai seama ce m-a lovit, nu? Exact. Ok, boss, vorbește de anime-uri. L-a luat flama direct. Și eram două clipuri pe zi în fiecare zi. Exact. Deci după aceea s-a mirat, dar de ce eram așa burned out? Hey, I don't know. Why do you think? Da. Adică e normal. Și lui Raul, că se apucase la 3-4 canale, exact, zis, nu o să reziști. Oprește. Și n-a rezistat, a oprit tot. Da, you have to cut it down. Și nu e bine, nu e bine. Tu crezi că e benefic pentru că dau la omul fiecare zi ceva. De-aia e important. Îl terorizez cu notificări. Omul la un moment dat. Da, eu am primit, bă, boss, mi-ai trimis notificare la 11 noaptea. Al doilea clip, așa ce faci? Eu eram... Păi acum l-am postat. Eu am treabă. De-aia trebuie să te pui și în setup-ul. Un om vede, a, pus sucre clip, ok. Mă uit miercuri că joi am liber. Sunt curios de chestii. Mi se pare că tu ai o viziune foarte diferită față de... E o versiune destul de nouă pentru mine, din punctul meu de vedere, de a vedea filmele. Știi? Că asta acum vis-a-vis de... Tu ai niște de-astea, niște OCD-uri, mi se pare, vis-a-vis de asta. Simt cel mai bun film pentru tine. Nu cel mai bun film, nu există cel mai bun. Simt filmul tău, filmul care te-a pasionat, dar care te-a răscurit mai mult. Eu am fost sunt multă curios vreme snob. Așa. Și mi-a trecut snobismul. Ce înseamnă snob pentru tine? Stai așa. Că el vine, știi, nu ne vine cuvântul? James Citizen Kane, știi? Aha. Dacă era tehnic, bun ăla era. Acum trebuie să mă lovească și aici. Am înțeles. Dacă nu mă lovește, nu e. Și filmele mele preferate, fără să fiu foarte nașpa, sunt primul Predator. Eu mă pot uita la orice oră la el. Foarte bine. Primul Alien. Ok, aici am întrebat, sunt de acord, dar ok. Adică eu îți spun, îți dau o reacție vie. Dar... E suspans, e tensiune, e cum ar trebui să fie. Eu îi dau o reacție vie. Da, dar se simte presat că e cu noi care oricum... Vrei să-ți zici pe-a mea, e Alfie, da, comedie romantică. Da, știu. Ai, cât mi-a plăcut Alfie. Da? Da, e genial Alfie, foarte fain. Și, uite, și nu este un masterpiece. Nu este Alfie un nou. Without a Paddle. Without a Paddle. Ah, da, l-am văzut cu Seth Green și e o comedie din asta în pădure. Are nota 15 MDB, dar e fain, e despre prieteni care ies în pădure și fac tâmpenii. Dar nu e pentru adolescenți, e pentru mai mari. Atât, să zic ca... Asta cu care le prefer tu. Dar care, știi că de asta îți spun că am... Zi, scuze-mă, Vlad, am zis că vrei să spui ceva.
Nu, nu, vreau să zic, ce vreau să zic mai devreme că... Nu o să întrerup, e așa de rar să-i bag încât mi-e frică acum să întrerup. Zi. Păi da, dar am vrut să zic de, mă rog, de mai devreme. Nu, la Alien vreau să zic că sunt de acord cu el, că eu sunt singur, eu îl înțeleg. Adică la primul Alien, da? Voi ați zis că, a, nu sunt de acord, nu știu ce, și s-a speriat trebuie un pic. Trebuie să-mi vezi, da. Nu l-am văzut, dar l-am văzut acum pe ecran de... mare. Bă, mă, mai am zis, bă, nu l-am văzut, nu am văzut filmul ăsta, pentru că nu-l vezi până nu-l vezi mare. Mm-hmm. Pe laptop nu e corect. Fier, da? Da, iarăși, uite că mă întreb acum. Acum sunt îndrăgostit, îmi place Star Trek ăsta nou, incredibil. Îți place ăsta nou serialul? Vai ce-mi place. Ok, ok. Eu am văzut, le-am văzut pe cele vechi pe toate, am crescut da. Cu ele când se explica la televizor ce se întâmplă. Da. Și îmi place pentru că e diferit, dar are inima, e tot inima aia. Adică nu e ca film, filmele nu-mi plac așa. Nu, e altă reinterpretare, dar bună. Eu n-am da, urmărit. Da, e tot Star Trek și nu încearcă niciun gimmick, nicio chestie. Interesant că îți place Star Trek-ul ăsta. Ok. Mie-mi place. Okay. Până la urmă, plăcut și la vechi, filmele nu. Filmele sunt prea blasfemate. Deci astea, ultimele făcute de The New, am uitat cum se spune, au și un nume, Univers. Discovery. Nu, ăsta de EG, toate astea patru, trei filme. Trei, nu. Sau patru îți mai faci. Nu mi-au. Nu ți-au plăcut, da? Nu m-au, nimic. Interesant. Mi-au plăcut. Adică, sunt ok ca filme de acțiune, dar nu ca Star Trek. Ok. E și asta un punct de vedere. Okay. Dar până la urmă totul se reduce la gusturi și experiența cred din că... spate, știi? Adică... Dar se potrivește. Se potrivește la ce? Se potrivește de ce-i place cu el. Ah, ok, da, normal. E și, e și asta, nou, să zicem. Discovery ăsta, în primul rând. E gusturi, nu? Și... Da. Asta este mult mai... E mai puțin despre space battles in Discovery, exact. Așa? Și mai mult despre human interaction. Exact. Iar la, ăsta, și asta a fost... Cum cheamă? Gene Roddenberry. El când a făcut Star Trek, el a făcut ca un social commentary, știi? Da, era vorba despre rasism, despre alte chestii, da. Știi? Și acum ăștia au adus, e foarte, m-am mirat când ai spus că îți place și că nu l-ai văzut, de exemplu. Dar fandomul Star Trek este foarte split pe el. Nu e all in behind the series, știi? Atunci, faptul că ție îți place, de-aia mi-am dat seama că make sense să-ți placă, pentru că pare că e congruent cu tipul ăsta tot de a fi mai interesat de lucruri și tipul de content pe care îl faci, știi? Mm-hmm. Și chestia că more about the people, less about the action. Da. Știi? Înțelegi? Și alea patru filme pe care le-ai spus, iar less about the action, da. More about the people. De build-up, de tensiune, de ce se întâmplă, de descoperit. Vezi, deci până fiecare cu ce, exact. Ce vă așteaptă de la tocmai un... De aia zic că... Pe de altă parte m-am uitat, deci am văzut Kung Fu Hustle. Kung Fu Hustle. Eu l-am văzut de două ori într-o săptămână. E penibil, e tare, 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 fain. Tare. Da. Sunt guilty. Nu nici mai sunt guilty pleasure. Unele sunt guilty pleasure, unele sunt... Filmele care nu se iau în serios, adică pentru mine și Spaceballs. Nu, dar ai făcut fain. Pentru mine e ok Spaceballs. E parodie, dar e ok. Mie îmi plac parodiile. Tot ce a făcut Mel Brooks, aproape tot ce a făcut Mel Brooks, mie îmi place. Adică istoria, ați văzut istoria lumii? Da, da. Eu da, moș, a fost, cred că, prima comedie la care am murit de râs. Life of Brian Todd e făcut, nu? Life of? Nu, e de la Monty Python, dar nu cred că a făcut-o... Nu e Mel Brooks, nu. Sunt tot, cum se spune, comedieni evrei în spate. Dar e altul, știi? Asta e fază. Nu știu cine e, dar nu cred că Mel Brooks, dacă vreți mai filme pe care le făcea cu Hitler și toate astea și... Da! Dacă le faci acum, știi? Fucking Edgelord, mă! Ar spune lumea că este the Edgelord of Edgelords. Da, da. Știi? Și el pe vremea era, știi? Era și vremea, știi? Da, am uitat ultima vreme la o grămadă de filme 70-90, dar erau mult mai dark, mă. Da, normal că... Ce politic corect? Deci n-ai putea să te duci cu scenariul. Nu exista, nu exista. Less sensitive people, da? Doamne, era mult mai puțin sensibil. Acum, nu vezi? Acum dacă poți... Liam Neeson, acum apropo de asta, ultima... Acum am vrut să zic, no? Dar am zis să n-aduc în discuție. Dar Liam Neeson a spus povestea cu, când era tânăr, când mergea pe lângă nu știu ce bar și a spus o vorbă de aia, știi că I was hoping that some black bastard would come out and take a swing at him, sau ceva genul ăsta, și dar spune black bastard. Mm. Așa? Și acum are filmul ăsta... Cold Pursuit, the blockbuster Taken in the Winter. Așa, da, dar stai, e out of context, stai. Era o discuție da, total despre de acord. Viol. Absolut. Despre viol. Da. Iar el, iar bănuiesc că discuția era în direcția că ăla care violează simte niște urgii pe care nu le poate controla din cauză că gen nevoie. Știi cum e discuția, discuția a fost era despre asta. Departe. Dar discuția era el vorbea off the record cu jurnalistul și spunea că, bă, eu când eram tânăr am făcut chestia asta, l-am auzit o întâmplare de genul ăsta. Știi? Și el căuta să apere dreptatea. Nu era că el e rasist.
Dar evident că lumea a luat-o imediat. Am fost și luat-o frumos cu fundă roșie, da? I-a pus o fundă roșie și a spus că ia uitați la Liam Neeson. Rasist. Bam! Și a dat-o direct. Și acum a făcut fă filme cu Liam Neeson iar. Te spun că noi sensitivity care la noi nu există. Da, e ok, nu e, stai un pic, cred că era invers. Dacă zici black bastard, e ok, dar să nu zici that bastard is black. Nu contează. Lumea, cumva... disconfort a fost faptul că el căuta să bată cu negru. Nu contează, da, exact. Înțelegi? A fost sincer, a fost deschis, a zis, bă, uite, ăsta eram. Dar mai, noi toți avem un problem cu asta. Adică nu avem un problem, suntem așa, știi, whatever. Înțelegem contextul. Nu poți în societatea asta, nu poți asta. În state nu poți face. Pentru că acum zic, dar de ce a zis black? De ce n-a zis Irish bastard? Putcăm de bastard, nu? Just the bastard. Doar atât. Da. De ce a menționat? Gen, nu discutăm dacă e bine sau rău. Că uite-te și la Mel Gibson ce a zis în trecut. Ala încă fără filme. Dar... deci nu discutăm dacă e bine sau nu, că asta e clar, pentru mine cel puțin nu-mi pasă, omul a zis că, deci n-am făcut rău nimănui. Și care faci, mie-mi pasă, adică eu aș vrea să trăim într-o societate în care să nu existe judecăți de genul ăsta. La noi, creier, nu știu ce spuneam, noi români, noi zicem că nu suntem rasiști, pentru noi rasist înseamnă să nu-ți placă negri. Noi nu avem contact cu rasa. Noi nu înțelegem că rasist este să fii contra țiganilor. Rasist înseamnă, în afară de evrei care au xenofobia, fapt, nu, cum se cheamă, nu există un termen, xenofobia pentru străini în general. Antisemitism. Care are, deci rasismul contra evreilor are un nume. Da. Dar tot rasism e, înțelegi? A, da. Dacă ai ceva cu ungurii, ghiști cum... și tot rasism, bă, băiatule, bă. Ruși, turci, everybody. Da, normal. Înțelegi? Suntem. Când tu spui că un grup... înțelegi? Este nașpa de rahat și nu știu ce. Guess what, motherfucker? You're stepping in that pool. Înțelegi? Oars tu că nu ești, că noi rămâne, nu suntem. Că n-am nimic cu negri. Da, nu ești rasist. Noi poate nici nu credem în ce spunem la fel cum fac americanii. Adică dacă... Nu e vorba de asta. E vorba că nu avem cultura împrejur. Nu avem. Da, ei au și făcut chestii groaznice. Asta e ideea. Există, ei, americanii, în momentul de față, cum îi spune, taie cu roșu posibilitatea unei implicații, nu implicație. Da. Deci da. Ei spun, în momentul în care există o posibilitate de implicație, atunci te execut. Da. Înțelegi? Nu contează că n-ai avut intenție. Da. Nu contează asta. Contează doar că există posibilitatea ca tu să fii avut. Sau, nu. Există ca cineva ce te aude să consideri că ai avut posibilitate. O să am și eu un moment gen Liam Neeson. Da. Și eu când mă uit la filme făcute de negri pentru negri, ai aceea senzație. Bă, nu-mi plac. Da. Sunt făcute, nu știu și ce. Nu știu, Friday mi-mi plac alea, Friday, next Friday. Friday a fost ok, dar m-am uitat la un film de dragoste și bă, erau toți super îngânfați, super nașpa. Dude, comportați-vă ca oameni normali. Da. Știi, da. Și cred că era... Aici ești rasist. Da, și zic, mă, dar filmul mă face să fiu. Exact. Alex, dacă spuneai asta într-un podcast... Dar era mort. Exact, dacă ești în state și spui treaba asta, e fac. Și dacă aduceam exemple că îmi plac alte filme cu negri, era și mai rău. Dar filmul Get Out nu e rasist? Nu, Get Out e fac. Da, e invers. E rasist, exact. Dar este mega rasist. Față de albi. Fă tu filmul ăla cu rolul înălțat. Da, exact. Am văzut asta. Fă tu filmul ăla, fă tu filmul ăla și vezi ce se întâmplă. You're done. N-ai cum. S-a terminat șmecheria. N-a zis în True Detective, nu știu dacă ați văzut True Detective acum ăsta nou, no, care apare în fiecare săptămână. Să nu vedem. Ați văzut? Eu nu, pe mine m-a pierdut. E, de ce? Eu, serios? Azi, de episodul 4. Termină-ți punctul. Zice la un moment dat, e... Would you be without being white? Nu, nu e un tip bad, pardon. Când sunt ei doi în mașină, Mahershala Ali, deci negru cu alb. Nu mai țin de conversația, dar țin minte că a fost un moment care și eu am spus la fel. Adică un grup de... bărbați negri, nu știu cum să zic, să nu sune așa, îi atacă, mă rog, le sparg geamul la mașină la un moment dat și pe drum înapoi cu geamul spart, ei vor, Mahershala Ali, care e negru, îl întreabă, chiar ai fi tras în ei sau chiar ai fi ajuns la violență just because they're pentru black. Că sunt negri? Și el zice... nu, tocmai pentru că sunt negri, am avut am avut mai, nu știu, o sensibilitate mai mare sau am avut o pauză tocmai pentru că sunt negri. Dacă mă înconjurau un grup de albi țărani, nu știu ce, cum a zis el, sau rednecks, da. Le-ar fi părut rău că mi-au făcut asta la mașină. Așa sau, este. E împușcat. Deci,
Da, ești între ciocan și Nicoval în situația aia, n-ai ce să faci. Exact. Dar e foarte... Pauza. Sau mai bine nu spui că nu e foarte ciudat. E foarte... Nu, nu, e ok, ok, ok. E foarte... Nu, îl dă cu hiccup. Păi dar nu, n-am să-i fac, e acolo pe geam. Hiccup. Știi? Noi pe tine te vedem, ok. Vedem perfect, asta e important. Nu, să nu-ți cadă bateria. Faza este că, cum îi spune, vis-a-vis de tot ce... Iar am ajuns să vorbim despre rasism și rasialitate în film. Nu, 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 e foarte bine, e ca data trecută. Exact, deci, suntem all over the fucking place. Și chiar asta, de asta vreau să invit oameni. Ăsta e motivul pentru care vreau să aduc fel de oameni. Vreau să aduc și pe Radu, încerc să dau Radu Jude acum, regizor de film, să-l aduc și pe el să văd dacă vrea să-i vină într-un clip. Calul că o să vrea mai structurată discuția, știi, decât noi. Dar eu vreau să aduc, de exemplu, și Irina Margareta Nistor, vreau să o chem acum. Da. M-am întâlnit de câteva ori cu ea. Da, la cinema. De fiecare dată am vrut să fac poză cu ea, de fiecare dată mi-a fost prea rușine. Ce? I-am vorbit cu ea, am vorbit cu ea, am dat și mail. Asta lângă mine odată, dar mi-a fost rușine să mor, adică lângă mine. I-am dat mail, era plecată la Oradea atunci și am spus că rămâne să vorbim. Și atunci tot îmi propun. Le-am zis că zis că prieten de ea, nimeni nu știe cine e. Și am zis, cum să nu știți? Vezi? Asta e faza. De-aia vreau să o chem. Eu de-aia vreau să o chem. Pentru că este, vreau să stea de vorbă cu noi. O femeie care reprezintă cultura filmului din România pentru 20 de ani. Din totdeauna. Da. Și o să stea acolo vis-a-vis de, sau să stea la aceeași cameră cu noi, care noi suntem poate, mai mult că suntem noi viitorul recenzilor din România. Noua generație, poate. Suntem oarecum o nouă generație, știi? Așa e de cool să-i auzi vocea, mă, live, da, realitate. Da, da, da. Da. Da, vine la invitații la știință. Și de asta chestia, că de asta vreau să chem oameni în pot. Și de asta am făcut, știi că tot ce am făcut aici, ăsta e motivul, știi? Mm. E ce spuneam ție de să existe un loc la un moment dat ca o planetă să se formeze, mai trebuie să fie două fire de praf. Da. Nu poate să se formeze altfel. Și să vină cineva la un moment dat, nu știu dacă o să fiu eu sau să vină cineva de lângă, dar eu încerc să fac o planetă mică aici. Încerc să fac un loc unde oamenii ăștia care fac chestii faine, știi, să știe că există un loc unde duci și pui așa mâna, știi, nu te duci eu. Bine, nu, acum iar se înțelege. Nu, că... să nu înțelegi greșit. Dar pui mâna, știi, ai nevoie să te sprijin de ceva, există un loc. Și există like-minded people. E foarte important să existe like-minded people. Mie mi-a plăcut întotdeauna emisiunea de la TVR1 când se discuta despre film înaintea filmului sau un alt. Îmi plăcea, că nu am. Interesant. E tare asta, știi? Și nu avem. Eu chiar îmi doresc chiar sper ca tu să te apuci de recenzii de nou, știi? Tocmai din perspectiva asta ta diferită de a vedea lucrurile. Pentru că fiecare sucrul mei, de exemplu, sucrul este undeva între emoție și tehnică. Mie îmi place foarte mult partea tehnică, lui îi place foarte mult partea emoțională, știi? Da. Dar ce-ți place, Marius, partea din ce am observat, îmi place simbiotica foarte mult. Bine, cel mai mult pentru fiecare. Îți place simbiotica, îți place Venom. Așa. Exact. Nu, Marius când vorbește de un film, nu știu, în recenzii nu prea spune întotdeauna așa, dar când vorbește cu noi așa spune, leaked, exposed, spune de film făcut tehnic, spune pentru ce audiență, e ceea ce de multe ori spunem toți trei, dar după aia se duce spre filmul ăsta o să facă bani, ceea ce e bine. Greșesc sau nu? În ce știi că am discutat și la Bohemian Rhapsody. Eu vorbesc de patru piste întotdeauna. Pentru mine să vorbesc de film fără... Eu vorbesc de box office. Asta zic. Pentru mine partea de business este... Da, vezi? Even within. Adică, asta vreau să zic. Că nici eu nu vorbesc deloc de box office. Pentru mine partea asta de business este foarte important. Eu când mă uit la un film, mă gândesc întotdeauna. Pentru că să crezi că filmul a fost făcut fără a lua în considerare aspectul de business, pentru mine înseamnă că nu te uiți la the whole picture. The picture is... The picture is... How much money are we going to make with it? Da. Și cum facem în așa fel încât e foarte mișto când îți dai seama, când vezi un film și îți dai seama că oamenii ăștia chiar au compromis. Da. De dragul poveștii, chiar au compromis filmul, știi? Adică da. Puteau da. Să o facă mai comercial și o ardeau mai bine, dar s-au uitat și așa au spus că nu. Mie de asta îmi plac filmele cu Tom Cruise. Astea ultimele. Că sunt reale, mă. Știu că nebunul l-a urcat pe marginea avionului. Am vorbit de... Față de blockbusterurile cu supereroi, unde știu că stau într-un studio și n-au niciun risc. Ok, tu apreciezi efortul lui, am înțeles. Da, am înțeles. E și subiect de discuție în timpul filmului. Ești foarte empatic. Serios, ăsta e adevărul, e clar că ai o empatie puternică. Zi. Da, deci nimeni nu contestă că ce face Tom Cruise nu e nebunie și că se agață de avion
și a ținut respirația 7 minute ca să... Da. Pentru ce? Că putea să facă mai ușor, dar a făcut-o așa. Mă văzut cu oameni. Dar în același timp nici nu e ușor să joci. Nici nu e atât de ușor pe cât crede lumea să joci pe green screen. Și se vede când unii dau fail. Da, nu e. Nu trebuie să fie un actor mai bun. Atenție, nimeni nu spune acum că filmele... Și asta spun că eu de-aia nu dau niciodată note foarte mici. Deci niciodată nu spun 3, 2, 4. La mine, dacă s-a făcut filmul, cam mai 5 vărle, pentru că s-a muncit acolo. Ah, da, nu, nici eu nu m-am dus așa de jos, nu, poți, în afară adică... de Resident Evil. Ajungi la un punct asta în e. care poți să... Adică foarte rar am văzut un film care să spun ăsta cu rea intenție prost. Adică pur și simplu și-a băgat, știi, măciuca în el. Rar se întâmplă. De obicei, un film pur și simplu denotă maximul potențial pe care a avut echipa respectivă. Vorbeam un sociolog pe tema asta, nu știu cum îl cheamă, român de altfel. Am spus că le spunea o chestie foarte clară, o chestie foarte reală. Într-o societate, fiecare participant aduce maximul pe care el consideră potențial. Atât poate el, ăla este maximul pe care el dă. Da. Orice creativ, te rog. Predatorul ăsta nu a făcut din ținut prost. Da. De acord, nu i-a făcut recenzii, tocmai din acest motiv. Yep. Adică la un moment dat mă opresc din a face anumite recenzii, tocmai din cauza că știu că n-am ce să spun. Se vede, e făcut intenționat prost sau a avut multe probleme de producție și au ajuns așa la... Da? Eu înțeleg ce spun. Eu nu spun că cineva a vrut să dea fail cu el. Nu, ci pur și simplu ei au zis că ăsta așa o să fie șmecher. Și n-a ieșit, știi? Cum adică ei uitându-se la el, sunt conștient de asta, ei uitându-se la scenariu spuneau fă-l mai comic aici, fă-l mai așa. Știi? În ideea în care vezi că o să-l scoatem fain, neînțelegând că o să iasă petardă total. Dar e cu intenție făcut. Adică eu am crezut că te referi din exprimare că au vrut să-l facă prost. Nu se piardă bani. L-au făcut intenționat prost. N-a vreme să piardă bani. Stai puțin, în ce sens? Hai să-l facem cât mai varză. El spune că oamenii respectiv s-au uitat la el și cu bună intenție, conștienți fiind, de ce o să iasă acolo. Da, eu am văzut știri că au făcut tot felul de screening-uri și test. Doar ca să lungească drepturile de autor. Sunt și din alea. El spune că e focus grupuri. Că în focus grupuri a ieșit bine. N-a ieșit bine. N-a ieșit bine la primul, au schimbat nu știu ce, n-a ieșit bine nici la al doilea, au schimbat sfârșitul, n-a ieșit bine nici la al treilea. Așa m-au zis și eu. Da, absolut. Dar nu există. În afară poate de Disney, care Kevin Feige și-a câștigat dreptul de a spune this is the way we're doing it, shut the fuck up, în afară de el, toată lumea face focus group. Da. Everybody. Adică Aquaman, nu știu dacă știți, dar cu 2 luni înainte existau screening-uri deja. Da. Cu 2 luni înainte, sigur, nu am văzut filmul. Înțelegi? Mai ales la DC. În China s-a făcut cu 1 lună înainte acea jumătate de oră de screening. Ca să vadă mai ales când e vorba de DC, știi? Care sunt în probleme, adică, și au avut probleme. Business side-ul este imperativ. Da. Este, să spun că la mine când mă uit la un film, dacă nu mă uit la business side, înseamnă că nu înțeleg ce a vrut să fac oamenii acolo. Pentru că regizorul ăla sărac, îmi dau seama că uneori ai un regizor, știi? Care se duce acolo și vrea să facă un filmmaker și toată vine semnătura, știi, bă, băiatul. Trebuie să te gândești și la următorul film, numai la asta. Exact. Da. Cariera ta, implicațiile tale. La actori, la toată lumea de acolo. De vorbeam de filme românești. Locurile de muncă. La noi de ce nu avem filme bune? Pentru că, și oameni trebuie să mai muncească după aceea. La noi cine semnează, unde e, tot comitetul, unde ajunge, cine e președinte, nu știu unde acolo, ăla e. El trebuie să semneze. La noi nu există regizor. Nu știu dacă există la noi un regizor care să facă un film cu adevărat al lui. Cu bugetul lui. Nu există. Să vină un regizor. Da, cohonesc. Dar nu ți-l acceptă. Nu, dar nu există regizor. Nu să-l faci, că n-ai ce să faci cu el. Păi dar nu, tu poți să-l distribui, că acum YouTube ești ok. Da, ok. Dar problema este că nu există regizorul la care să vină să spună, eu am 20.000 care mi-ar dă o gaură în buzunar. Da. Ia dă să fac ceva cu banii ce mă. Ia, pac, dă să fac o casă, să-ți dau, fac un film. Da. Și îți la cineva să spună, domnul de la McDonald's. Pentru că numai la noi vezi filme care au sponsor pe poster, mâncați argula lumea tale. Și numai la noi vezi pe autobuz, cu sprijinul BRD, McDonald's România. Da, și bă, pe bun, what the fuck is this shit? Așa se face business în România, adică filmul în România. Și după aceea eu mă uit la el, pot să spun că e porcărit, la altfel, după aceea îmi dau seama că atât s-a putut. Atât s-a putut și omul ăsta, îmi pare rău, dar ăsta în filmul este un tărmănuțe cu smântână. Notor, este o porcărie. Dar omul care a făcut filmul ăsta, ăsta a luptat, mă, ăsta a adus, ăsta a luat ștafeta și a adus-o un metru mai în față. Pentru că până la el nu se făcea nici asta. Da, da. Și uite pe omul ăsta acum, care s-a dus la umilii, s-a făcut, că el e conștient de ce film face, știi?
și a dus ștafeta aia un metru mai în față și ghiște, acum e de să odihnească, că e spart acum, trebuie să vină altul din spate, să ia ștafeta, spună, hai, tărmănuți, mă duc eu un metru. Înțelegi? Și să sperăm că în 10 ani de mutat ștafeta asta așa, da, o să ajungem la filmul la românesc, fucking balls to the walls, ass to the grass, fucking amazing. Da. Deci eu l-aștept, în 10 ani aștept filmul ăla. Nu știu cine o să fie regizorul la care o să ducă lupta asta până acolo. Știi? Zucă. Că zi Oramona. Vrei să zici el, sau tu știi ești? Știi cum e? Tu știi că Oramona e mâine la cinema, nu? A, da, da. And there... Te duci? You... Am primit invitația, nu suntem în oraș. Pardon. Ah. Oramona? Oramona. Ce se cheamă? Cartea Sugio Ramona. Nu care ai făcut un film în engleză. Nu-i văd fața lui Alex. De ce nu? Nu te să râzi, mă. E un film foarte bun, un film românesc, de ăsta popcorn, un fel de American Pie, cum i-am spus, Vlad, părerea românească, dar dublat, dublat în engleză, din română. Păi și așa până în România? Stai, stai, stai puțin, nu vorbesc direct în engleză, nu vorbesc direct în engleză. Așa știm și eu. Dude, look, uitați-vă la trailer. Nu m-am uitat la lumea. Atenție, nu știu dacă e așa. Dar ce am văzut... Nu m-am uitat la casting și alții... Ce am văzut în trailer... Nu sunt români? Uită-te la casting, că sunt mulți care nu sunt români. Deci eu ce am văzut okay. În trailer este, nu cringe, beyond cringe. Deci este cel mai penal, ciudat, dublat. Ciudat, mă, cât de rău ne iese nouă limba engleză. Nu știu de ce ne iese așa ciudat. Pentru că, adulților. Pentru că la noi nu, chiar dacă noi, există o teorie care spune că limba română nu este propriu zis latină, știi? Nu e romantică. Da, nu e romantică. Pentru că spaniolul când vorbește engleză are un accent, da, francezul are un accent, are un accent similar. Și noi, noi când vorbim este mai slavon așa, da, știi? Da, da. It is a more like this, it is a... Nu e compatibil guy cu... like the movie, e blond, it is a guy like us you. Da, da, da. Știi? It is a... Hey, hey, hey. Și atunci asta, da, e. Asta e din cauza că felul în care noi punem accentul și teoria spune că noi suntem o limbă precădere slavonă. Dar când în anii 800, intelectualii au vrut să facă o francofonare a limbii. Mm. Și au împrumutat foarte multe cuvinte, da, din limba, știu, franceză, și a băgat în română, ah, ca da, să pară limba mai romantică, știi? Mm. Dar ea, de fapt, n-ar fi. Dar, iar, nu mă bag în asta, că n-am studiat suficient de puternic ca să știu. Tot sună mai bine în engleza aia. Mie mi se pare că sună mai bine în engleza asta lor, a noastră, spusă, români care, da, vorbesc engleză în film. Da. Mi se pare că sună mai bine decât româna în filme. Adică, lăsând deoparte limbaj de lemn, tu spui limbaj de lemn. Nu știu dacă de fapt limba e cringy, dar e scenariu sau... Când vrei să faci un play on words în română... Da, da, nu e natural, nu e... Cool. Nu știu dacă e scenariu de vină sau actorii sau felul în care livrează sau... E și scenariu, e toate, ți-am spus, adică noi... La noi nu avem o... Dar iar... Sau nu suntem obișnuiți? Cine sunt eu acum să comentez despre filmul român, pe bune? Nu putem, chiar nu putem. Mie mi se pare că ești doar cu nasul pe sus. Exact, mai exact. Eu văd foarte multe producții românești, deci să nu săriți pe mine. Mie îmi place Hackerville, făcut de HBO, da. Hackerville, așa de mișto. Uită-l pe Cipi, știe să codeze. A tras un pot... Ce-a tras un podcast întreg, nu l-am publicat niciodată. A tras un podcast nici în care l-a... Așa l-așteptam pe ăla. Nu pot, dar nu... Pentru că am fost cu toții, ne-am dat în petic, știi? Toți trei, vis-a-vis de Hackerville. Ne-am dat complet în petic. Și când uitându-mă, mi-am dat seama că, bă, we are being so unfair, ca să zic așa, știi? Eram... Adică unfair. Nu eram fair, dar... Bine, eu nu prea eram, că nu l-am văzut, dar vorbeam așa la general, știi? Nu, prea, este un film românesc, este un serial românesc. Asta e, definiția lui asta este. Și atunci când te duci și te uiți la el, în loc să te uiți la el ca și cum ai așteptat să te uiți la Game of Thrones, chifut de HBO, trebuie să spui, nu, e un serial românesc. Se distribui de HBO. Da. E un serial românesc, asta e definiția lui, este, bă, este un serial românesc. Iarăși, un gând nepopular. Mie... Mi-au plăcut primele sezoane din Las Fierbinți. Nu le-am văzut pe toate, okay, dar am văzut câte episoade, da, și mi s-a părut, bă, ăsta e un serial e mai românesc. Da, ăsta, da, e românesc. Ăștia-s români, este de cam, la țară. Dacă ar fi exact, dacă ar fi să... Natural. Adică, da. Dacă vrei să iei în calupul de comedie, că atenție, foarte important, este o comedie, da? Da. În calupul da, de comedie, de situație,
La Silent este foarte bun. Au ieșit din studiourile de PAL, că toate serialele românești sunt studiouri de PAL. Și da. Afară, mai ai un gard, ai o plantă, ai un pământ, ai... Este ca producție, este foarte bun. Mie mi se... Adică dacă mă întreb dacă îmi place, nu. Mai fac și chestii interesante cu camera. Dacă te uiți, în schimb la calitatea dialogului. Da. Dacă te uiți în schimb la cât de bine joacă oamenii, e foarte bun. Da. Nu știu. Sezone, astăzi a scăzut atât de mult încât 40% e dialog. E acțiune bazată pe dialog. Stau și povestesc scena, în loc să o filmeze, să o arate. Am înțeles. Uh-huh. Exposition în varianta română. Da, și e deranjant pentru mine, altcineva nu. Că ziceați amândoi, și tu și Alex. Uh-huh. Că ăla e un serial de la Sfebinț. Da. Ăla e un serial românesc. Da. Mie mi se pare că asta devine o problemă în ultimul timp. În ce sens? Că gen, o să folosesc chiar cuvântul ăla de stigmă, în care, bă, ăsta da, frate, așa se întâmplă la noi în țară. Este cocalarul, e birtul, e țăranul, asta se întâmplă, frate. Și asta am impresia că îi blochează pe foarte mulți, nu neapărat că îi blochează, că vezi, îs scenarii și regizori care încearcă altceva. Înțelegi ce spui, tu spui că datorită... Nu iasă din zona aia nici publicul, dar nici... Tu spui că este plăcut, tu spui așa, ce spuneam și mai, e aceeași chestie, da, are efecte negative, succesul lui și deși este un produs de calitate, el are influențe negative, de fapt, asupra industriei. Nu? Tu asta vezi, spui. Ăla-i standardul. Da. Ăla devine standardul. Da, arată că și everybody asta, waits for that. Asta da. Facem noi, ăștia suntem noi. Da. Da, spuneam... De exemplu, Hackerville, dacă vrei să-l arunc chiar în discuție, e făcut de HBO Europa, deci nu e făcut de orice televiziune, da. Au un intro făcut destul de bun, muzica e de la un producător de muzică rap, dar totuși nu e chiar orice muzică, gen e bună, deși mi-ar fi plăcut altceva. Încearcă să filmeze și prin Germania și prin alte chestii. Dar un birou. Atât, un birou. Mă, e un birou, dar... Care nu știu, nu știu dacă e în Germania sau nu. Ce să fie? That's my point. Că îi blochează gen... Gen, de ce facem asta? Putem să facem un serial în toată lumea se uită la cifre. Înțelegi? Că ăsta trebuie să se uită la cifre. Și Hackerville, ghiși ce? A livrat pentru ce a cerut. La astfel, nici să zici că m-ar deranja faptul că nu încearcă să-i convingă pe oameni să-și depășească condiția, să fie mai buni. Adică au trecut 14 sezoane și oamenii sunt exact în același loc. 14? Nu cred. 14 sezoane? 14 sezoane. De fapt, 2 pe an? 3 pe an? Sigur. 14 ani are cum să aibă. Fii un pic mai bun, crești un pic. Fă ceva. N-ai de ce. Nu ai, adică și nu care faza, nu e că n-ai de ce. Nu prea m-am uitat, dar așa e. Știi care e faza? Te duci la producător. Înțelegi? Ai actorii care știi și analiști, știi la producător, știi? Și producătorul, ca orice lucru pe lumea asta, la fel, atinge un punct maxim și pe aia duce în jos și pe aceea stagnează undeva. Păi, dar tu nu știi că Liana și Costel plecau de acasă numai de Revelion? Nu știi? Nu. Episodul special, n-ai prins niciodată la ProTV. Nu. Episodul de special când plecau cu balonul, ci că în alte, în alte locații din România sau din lume, dar numai de Revelion. Și în rest, în fiecare seară sau când era pe ProTV, Liana și Costel erau tot aceleași povești. Da, aceeași. Cum? Dar parcă s-a întors, au pornit din nou Liana. Știi care e faza, mă? Da? Nu mă uit, dar așa am auzit. Da? Nu știu. Faza este că, acum suntem vorbind despre iar, industria românească de producții cinematografice și așa mai departe. Este ca lucrurile se schimbe, trebuie să se schimbe cererea. E cel mai important. Când cererea se va schimba, se va schimba și conținutul. Nu e invers, știi? E inevitabil. Adică oamenii, nu industria cinematografică. Ok, ei au și partea de vină. Dar cea mai mare vină au faptul că oamenii asta cer. Dar sunt și producții foarte bune românești. E canalul ăsta, Cinepop? Da. Bă, dar sunt o grămadă de chestii foarte bune. Sunt, nu toate. Nu sunt promovate. Nu, dar zic că sunt o grămadă bune. Da, încearcă. Nu sunt toate. E un tip care are o agenție publicitate, cred că GMP-ul e al lui, sau nu știu care e al lui. Habar n-am cine în spate, m-am uitat la câteva și chiar răspune, dar nu sunt împinse în față, toate sunt spre străini. Nu poate el să fie. Stai un pic. Oricât de mult, există și discuția asta cu oricât de mult le împingi în față, dacă aspectul produsului nu trezește
interes publicului, nu o să-l vadă, exact, nu o să-l primească. Da. Eu, astăzi, așa-i, pot să ce vorbesc despre Suspiria sau Hereditary, da, care nu o să facă multe vizualizări, dar cele mai bune filme de groază de anul trecut pe care le-am văzut. Hereditary. Iar mâine pot să vorbesc de două filme de groază care sunt oribile, da, dar da, oamenii da, o să zică, da, băi, mă căcat pe mine. Da. Bum, vizualizări. Da. Așa e, The Nun, Annabelle. Eu înțeleg ce spui. Sunt toți de acord la chestia asta. Adică da, așa este. Numai că în același timp, aici ăsta e conflictul meu de om de afaceri, ca de business, ca să zic așa. Care vine și spune în următor, cel bani de Bumblebee. Așa. Există un sweet spot. Da. Da. Vii și faci Bumblebee, ăsta nou, ce frumos, ce frumos. Ai omorât franciza? Da. Ai făcut așa un film frumos care a omorât franciza, care a făcut ca următorul să nu se mai facă, înțelegi? Pentru că ai făcut un film frumos și în loc să faci Michael Bay-ul, care este... Dar nu e de Michael Bay făcut ăsta? Nu, ultimul este... Michael Bay a făcut filme cu explozii faine, deci nu poți să le critici. Atenție! Michael Bay există un conflict... Bună, dar există... e o coreografie incredibilă. Există acolo un conflict în momentul de față, între da, mulți critici, nu, care văd pe Michael Bay ca și autor, adică cu o viziune aparte, cu un stil aparte, cu o semnătură a sa. Așa? A, vă fă parte dintr-un cult, să ascultă la mine. Așa, și cealaltă parte care spune că este un gunoi glorious bullshit. Uite la mine. Nu, sunt două părți. Iar sunt Bumblebee, nu mai este așa. Hai Bumblebee ăsta nou, ai făcut un film nou din seara, toate filmele Transformers au fost succes. Da. În afară de ultimul care a fost mai mic, mai 700 de milioane. Așa. Da. Da? Sărat. Mai mic. Da, da, și pe aia vii și faci, noi facem un reboot acum cu Bumblebee, cu filmul ăla pentru fani. Frumos, cu uite că tic, taca-ta, cu personajul. E normal dacă ai pierdut 90% din oamenii care se uitau pentru... Păi nu, aici e chestia. Și ai făcut un film ăsta frumos pentru fani, e adevărat, pentru aia care apreciază, aia care comentau, ce căcat de film face Michael Bay. Da. Și ai făcut film pentru aia. Și ce ai făcut? Ai te făcut... Praf. S-au dus, dar sunt mai puțin și mai puțini. Ai făcut rămânuțe cu smântână. Nu cred că e un exemplu bun pentru... Cum nu? A făcut 380 de milioane, este, franciza este în momentul de față, facta pată complet. O să dau noroc cu tine, pariu, că la anul se anunță al Transformers făcut de nu Michael se aude. Bay. Nu. Faci pariu pe 16 lei acum. Fac pariu pe 20 de lei cu tine. Și cine are de pierdut dacă nu se anunță al Transformers? Cine are de pierdut dacă nu iese al Transformers? Fanii adevărați Transformers, dar care oricum... Mă, eu urmăream Transformers când eram mic. Mie nu mi-aduce niciun serviciu Transformers ăsta nou. Sunt de acord cu tine aici. Da. Numai că și care faza, Paramount făcea niște bani de univers cu cineva. Da. Ah, mă rog, da. Făcea un miliard pe an din Transformers, înțelegi? Iar Hasbro făcea niște filme, făcea niște bani din jucării. Da. Ghiși ce, în momentul de față, cu un film bun, film bun, adică mai bun decât înainte, un film mai artistic, bun din alte puncte un de film vedere, mai da, film, înțelegi, care s-a uitat la bani, n-a scris pe în Excel, n-a scris la sfârșit, trebuie să încasez bani. Da, e ca la mașini, cum critică toți fanii pe Porsche că face SUV-uri, exact, dar SUV-urile le-au salvat, exact, 911 lei, că dacă nu-l făceau, murea. Exact. Și oricum, atunci, haterii care au timp să hitească nu au bani să cumpere nimic. De-aia cineva te uite la bani. Și nu trebuie să... Nu te uiți la bani. Ai făcut meci. Bine, da, au avut și un e frumos să fii artist. Că... E frumos să fii artist, dar... Da. Dude, trebuie să te gândești la get bani. The money, da. Get the money, da. E după, clar că e nevoie. După ce avem banii, facem artă. E o poziție nepopulară să fii cel care se gândește la bani. Și ești criticat de oameni că te gândești la bani și ești matematic. Foarte. Dar uite, eu lucrez la o serie despre chestii super tari în România. De un an jumate, dar n-am bani să o fac. Nu am bani. De unde? De unde să ai tu bani să iei doi băieți cu tine, combustibil, hotel unde să dormi, să te plimbi, să filmezi cadri faine. De unde? He, uite așa m-am întrebat așa cu studioul ăsta și... De unde? Ce să-i mă faci? Chinui să-mi fac un studiu de o grămadă de vreme. Acum ne întoarcem la treaba aia cu youtuberii și cum unii se uită de din afară și spun, bă, ce fain. Da, aș putea și eu. Normal. Păi dar nu știi pe cineva care face un podcast mâine despre film? Nu știi tu pe cineva? Am făcut un clip, am lucrat 5 zile la el, ne-am dus din București în Transfăgărășan, doi băieți, ne-am rupt mâini, picioare, bicicletă, toate cele, a făcut 10 lei. Cum pot eu să-l... Și mie 5 lei de acolo. Exact, bă, băiatule. 100.000 de vizionări, ok, dar am filmat cadre faine, dronă, toate nebunările, 10 lei. Eu n-am cum...
Nu am cum. Trebuie să vezi, acum intrăm, sărim, ieșim. Că din... eu nu pot să explic celui de la pompă. Bă, mă, eu nu, mă duc nu, să fac un clip mai ies, să transfer așa, dar nu mă... Zi. Așa, Alex, trebuie să vezi o chestie. Pe de o parte, cum discutam și cu Paul data trecută noi, a fost alt invitat, Paul, așa. Pe de o parte, trebuie să vezi clipul în care îți place și pui pasiuni, indiferent. Așa. Gen, clipul ăsta, așa am și eu, clipul ăsta, scriu, filmez, exact, editez, stau mai mult decât stau la clipul ăsta. Clar, clipul clar, ăsta l-am filmat în 30 de minute, l-am editat într-o oră, n-am pus nicio poză cu el. 90.000 de vizualizări, Andra Gogan în titlu, ciaules. 35 de dolari. Eu aș vrea să mai faci tu, aș vrea să nu mai vorbim de Andra Gogan și are o viață pe... Acum nu glumesc. Da. I-am adus o dată vorba de ea, acum am adus-o din nou, să cineva că avem ceva cu ea. Nu, eu am spus... până nu mă întâlnesc cu ea ca și deci în cred că amândoi am folosit, adică atenție, am folosit amândoi numele ăsta fix ca exemplu. Exemplu, asta vreau să zic. Deci asta nu am nimic exemplu. Cu biata fată. Sau, nu, de YouTube, nu, da, nu biata fată. Nu, fată. Că e o fată, nu e biată. Nu e sărac. Am înțeles. Este o fată. E o fată și undeva. Și are un ușor de ținut minte, ușor a venit, de spus. Exact, a venit rolled out, dar n-am absolut nimic cu ea. Să mă, Doamne, mai am înțeles, nu, am înțeles. Vorbiți nici în numele vostru, continui. Deci fac ăsta în care îți spun... Băi, vezi că 7 minute încheiem, da? Că facem o oră jumătate și atât. Da, să zic. Deci am avut zile în care m-am trezit, am zis ok, se întâmplă asta, da, trebuie să fac clipul ăsta, uh-huh, îți nedormit, uh-huh, hai să-l facem. Pus camera, filmat, de multe ori nici mă agitam să pun lumina că știam că nu contează. Da. Aprindeam doar un softbox de multe ori și nici nu mai puneam în la spate, nu mă folam și așa, nu contează efectiv la clipurile astea. Și după aceea eram ok. Hai să vă clipul ăsta. Fac eu origine de aia, șucar. Da, băi, tu știi că stau să scriu la alea. Stau și o lună să caut informații, să scriu, cu toții, să văd ce dar merită. Este... Și cine ești tu? Clipul ăla face 7.000. Da, știi cine ești tu când faci chestia asta, când lucrezi mult? Și cine ești tu când faci treaba cu Austan Zvăgărășanu? Da. Tu ești ăla cu torța. Du-se un metru mai în față. Tu sperai să o duci la final. Nu ești tu final. O să mai trebuie vă 20 de clipuri de alea. Și într-o zi, cineva o să treacă torțea, că o să spună, bă, uite mă, în România se fac clipuri care nu-s. Da, all due respect. Care nu-s. Top, reacție la, melodie în apartament și mai știu eu ce, în cameră, n-am, whatever the fuck. Uh-huh. Fii tu, din păcate, din fericire, și din păcate pentru tine, dar din fericire pentru restul umanității, care vii și spui, nu, eu mi-am depășit condiția de pun poze cu muzică și vreau acum să fac content de creator. Vreau să aduc aportul meu de povestitor, de storyteller. Că știu că nu știu, așa înveți să fiu un povestitor mai bun. Filmând. Da. Tragi, montezi, nu e bun, îți dai seama că n-ai filmat bine. Da. Nu fi dezamăgit sau să te lași. Păi nu, că de asta zicea, că zicea că la ăla... Nu, ea spune că când se uită în Excel și trage linie și spune why am I making this? Exact. No fucking sense. Exact, dar nu trebuie, trebuie să oprești. Trebuie să fii oameni. Păi nu trebuie să te oprești, trebuie să faci în general. Din aia ești făcut, aia vrei să, la aia vrei să prosperi, la aia vrei să eu dacă nu să prosperi. Ce vreau să spun? Ce vreau să spun, Marius, că n-am vocabular. Aspiri, la aia aspiri. La aia vrei să faci curat. Cum îi spun, am dat acolo, dumneavoastră, sper că v-ați... Da. Am prins. Haide, Roventa. Nu, dar de genul, nu vreau să fie oameni care renunță, știi cum era și Paul? Da, renunță lumea, renunță, câțiva renunță, n-ai ce faci, o să renunțe câțiva oameni. Gen, zic, bă, nu merită să investesc timp în asta, mai bine mai trag un clip din ăsta la alt. Exact. Nu vreau să existe așa ceva. Păi tu nu vrei, dar... Vreau să existe oameni care să zică, bă, o să trag la ăsta, după aia fac două din astea, da? Și în astea două îl promovez pe ăsta. Păi aici e chestia. Păi de, poate ai fost inspirațional pentru... Păi asta e atitudinea mea, asta încerc să fac acum. Foarte bine. Să am... Asta e normalitatea. Da. Like, this is the way shit goes. Da. Nu poți face altfel. Eu, tot ce fac eu, business cu așa mai departe, ce fac eu în fine, înțelegi, o parte din timpul și banii pe care îi fac, duc aici pentru 2000, 3000, 5000 și 10.000 de vizualizări. Știi? This is the way it is. În mod normal,
Eu, dacă ar veni cineva la mine, care nu sunt, dacă eu aș veni la mine, m-aș executa singur. Eu ți-ar spune, dacă ar veni eu la mine, aș spune, băi, ești un prost, nu faci bine ce faci, oprește-te. Și e foarte necesar să existe oamenii ăștia care fac, care duc torța mai înainte. Zicea exact, cineva, am urmărit pe cineva care spunea că s-a observat la televizor că oamenii pleacă tot mai mulți și anulează abonamentele, dar cei care stau se uită la reality TV. Televiziunea a început să bage mai mult reality TV și oamenii mai mulți au plecat. După aceea au tăiat din reality TV-uri și au investit mult în seriale serioase și s-au întors oamenii. Dar se uitau tot la reality TV. Da. Concluzia era că oamenii nu erau dispuși să plătească pentru treaba aia ieftină, ușor de făcut și toate cele, ci au vrut să cumpere un pachet serios. Nu-l consumau, dar nu vreau să fie ei cei care... Și am realizat că făceam și o treaba asta, am zis într-un clip recent. Mă duc în magazin cu gândul să-mi iau snacks-uri. Așa. Dar mai întâi mi-umplu coșul cu fructe, că mi-e rușine să ajung la casă și exact, să nu am exact mâncare. Asta este bună. Asta e, ce spuneam și cu Paul la trecut, este ref. Toată lumea este de bicameral mind, știi, sindrom. Tu ai două personalități, una pare a ta internă și ești conștient, tu te uiți la, nu știu, da, da, Fear and Stimpy și poate vor să fac de astea. Și după aceea există persoana publică pe care ți-o dorești să fie percepută. Da. Încerci în un supermarket, te duci și ției și te uiți la două beri și spui ce bere vreau să-mi iau. Vreau o paie de 15 lei sau mai o paie de 2 lei jumate, știi? Și dacă îți permiți să o iei paie de 15 lei, să o iei paie de 15 lei. Pe care îți aduce un, se numește social currency în termen de comunicare. Tot ce faci tu, tu alegi totdeauna să, adică fără să vrei. Nu e o chestie tot timpul voluntar. Dar când poți să aduci în viața ta ceva ce îți aduce social currency, adică ceva ce îți cumpără atenție și... Am înțeles, te face pe tine să crești în ochii tăi până la urmă sau exact, în ochii celorlalți. În ochii celorlalți, că e foarte important asta. Atunci o faci pe aia. De ce? Pentru că poți și pentru că îți aduce beneficii. Da. Și pentru că s-ar putea să-ți aducă, să-ți facă scale-up-ul de la I'm fucking a 5 to I'm fucking a 6.5, which is fucking amazing. Da. Ce am vrut eu să spun e că e neapărat necesar pentru ca YouTube din România să fie ok mai departe, să existe conținut bun. Ca să vină oamenii acolo să nu le fie jenă să se asocieze. Deschide puțin trainingul. Dar eu știu, și tu știi, și noi știm. Dar deschide trainingul. Mi-e jenă să... Păi ce să-ți fie, hai puțin, nu te lege, ce te jenă? De ce că o să-ți... Îți crapă ochelarii, sunt de acord, dar... Ca trendingul să fie, bă, ăștia suntem noi. Știi, trebuie să existe chestii care să arate că aspirăm la mai mult. Așa este, doar că trendingul... Roventa. Dar și eu sunt, mă enervează când intru în trending. Că nu ai ce să te fii conștient. Eu l-am setat pe America. Tu. Asta fac și eu. Dar din când în când mă uit. Eu nu mă uit niciodată. Mie îmi place. Eu nu mă uit numai pe America. Faza este în formător. Oricât de mult ai vrea să... Cumpă asta. Ca să aibă sens. Deci ideea în formător. Trendingul este o reflexie a societății românești. Period. Că-ți place, că nu-ți place... Este o reflexie a sa. Okay. Dacă vrei să ai succes pe YouTube, tu poți să faci două lucruri. Poți să fii, bă, dar ce faceți, mă? Eu fac altfel, eu vă arăt eu vouă cum e mai bine. Înțelegi? Uh-huh. Și societatea o să-ți spună, fuck off. Sau poți să îmbrățișezi ceea ce reprezintă acest succes. Și faci conținut pentru ea. Da. După care, înțelegi, poți să la un moment dat să cenzurezi singur, să spui, ok, pot să fac ceva care să îmbrățișeze și asta și să facă și ceva decent, atunci ăia este un win-win proposition. Da. Nu o să faci artă pentru artă, o să faci ceva ce, uite cum faci tu, ajunge în trend. A, că nu-ți place, că nu ești mereu mea convins că e Transfăgărășanu l-a pus cu drona, DJI-ul. Well, tough luck, motherfucker. Da, dar în același timp, ghiși ce? Nu e nici... alt, nu vreau zic, cancer de conținut, dar... Da. Da. Știi? Încerc să înțelegi că asta spun că există un bol. Da? Eu așa îl văd. Adică este, e un și, bol de fericire. Da, și la cancer să zici că ai zis că e cancer. Eu îl înțeleg. La cum stă lumea în ziua de astăzi, oamenii vor ceva ridicol la care pur și simplu se relaxeze. Nu caută mai să fie cadru nu știu care sau nu știu care. Mă relaxează, mă simt bine. Dar știi de ce nu caută? Pentru că nu au văzut. Ca să vorbeam și cu Paul la trecută. Dacă ai începe să te uiți, dacă ai vedea din ce în ce mai multe chestii faine, fără să vrei să deși singur șacheta. Da. Înțelegi? Da. Dacă tot ce vezi tu este... Nu vreau să... Iar nu... Dacă tot ce vezi ceea ce vezi, ca să zic așa, atunci nu... Low effort. Că... Da. Știu că... Low effort. Nu că nu dacă e low effort, să știi că eu cred că e foarte... Eu chiar cred că există foarte mulți creatori de conținut ăsta mai mediocru, ca să spunem așa, sau chiar prost, no, care pun foarte mult efort în el. Nu, vrei să dau un exemplu foarte simplu? Când am explodat fazele cu moldoveanul și așa mai departe, da. Bun,
acum e momentul, totul explodează acum. Corect. Instagram, Facebook, tot, acum e momentul. Da. Deci știam că nu am conexiuni, nu am cu cine să vorbesc pentru sponsorizări și tot ce aveam era o mână de oameni care credeau în mine. Da. Și am pus să intre pe Facebook. Și pe un milion care lurau pe bietul băiat. Gen le-am pus să facă bullying la toate companiile mari pe care eu le vroiam. N-am reușit să fac nimic. Știu. Serios? Păi da, nu avea cum, da. Este imposibil. Știi ce am primit? Am primit două pachete de Pepsi. Da. E normal să fie așa. Trist. Atenție, eu mă pun acum... Știi când te bagă în seamă? Hai să-ți dau... Când? Știi când ești îndeajuns de mare... Ce nu mai ai nevoie de ei. Mare sare altă viziune, cred. Bineînțeles. La mine e viziunea că îs atât de mare încât poți să te refuzi pe tine pentru asta. Da. Și o să asta e problema brandurilor. Brandurile... Dar în România poți să ajungi atât de mare? Da. Poți. Da, poți. Poți. Și în România. Adică România... Și cine atât de mare? Toată lumea care are peste un milion. Nu vreau să spun, dar și oricine are peste un milion în momentul de față în România poate să dicteze mai multe metode. Din păcate, în România, toată lumea care are peste un milion de obicei a fost cooptată într-un MCN. Fiind un MCN, poate să-și negocieze propriile sume și atunci not bad mouthing anybody, știi? Dar ideea este că așa funcționează lucrurile. Dacă tu ai peste un milion, brandurile sunt suficient de neștiutoare, da, încât să o adă milion. Încât să se bazeze doar pe cifră. Peste în cam 15-20 de ani, în pozițiile de conducere marketing în companii, o să fie oameni mai noi care o să înțeleagă mai bine fenomenul de video și de nu social media, de video și message delivery, încât să și iar o să înțeleagă mai bine conceptul de tribes. Seth Godin are o carte foarte bună care are deja, eu cred că cică de fapt, care are deja 10 ani, care se numește Tribes. El este un precursor de analiză de marketing, știi? Și cât de bine, de exemplu, dacă ai avea în România un startup, și sunt mici startup, nu înțeleg principiul ăsta, ei scriu lui Manafu sau scriu lui Zoso sau scriu, pentru că așa e normal, lumea, mă duc în atât de mult rău, e foarte complicat să vorbești într-un moment, dacă vrei să faci o imagine complexivă și coerentă a pieței locale, există așa. Există un potențial foarte mare de comunicare pe platforma asta. În schimb, din cauza numărului extrem de mare de copii creatori care tot ce fac este să bă, tărmănuțe cu smântână, tărmănuțe cu smântână, tărmănuțe cu smântână, tărmănuțe cu smântână, tărmănuțe cu smântână. Da, înțelegi? Așa? Și brandurile spun, bă, I can't do this. Da, nu mă pot asocia, asta ziceam și mai devreme. Eu nu pot să intru, nu, da, eu vreau să mă asociez cu 10 creatori de așa de conținut, dar din păcate ca să stau să-i caut asta, eu acum... Asta ziceam și eu mai devreme. Nu vreau să stau să-i caut. Trebuie mai mult conținut bun ca să-i asocieze mai ușor cu... Dar pe lângă conținutul bun trebuie să existe o înțelegere foarte clară că generația de cumpărători, că asta nu înțelege marketerul românesc. Marketerul românesc nu înțelege faptul că oamenii care au în momentul de față... Da, forța de muncă, de puterea 20, de cumpărare 35 e la noi. E la noi, nu la tanti care se uită la reclamă la televizor. De asta și... Stai așa, că nu știu dacă mai sunt 10 minute. Ideea este că suntem într-un... Aici văd dacă ideea este că suntem acum la punctul ăsta în care o să existe switch-ul. Switch-ul se va întâmpla. Invariabil, inevitabil. Următorii 6 ani va întâmpla și în România switch-ul. Deja are loc switch-ul. Da, numai că... Ai văzut mai ales pe advertiserii pe YouTube, e din ce în ce mai bine. Da, numai că... Ce față de cum era. Problema este alta. Lumea nu înțelege o chestie. Ca să faci advertising pe YouTube, nu trebuie să faci AdWords. Trebuie să faci advertising pe YouTube. Da. De ce? Da. Pentru că pe termen lung este cel mai bun. După aceea, din păcate, e altă problemă. Noi nu avem... Noi avem influencers, nu avem creatori. Da. Mie nu-mi place termenul de influencer. Păi aici e marea problemă. A face to buy. Da. Problema este că brandurile concep influencerul ca și cumpăr o gură. Nu se duc la mine, nu vin la tine și spun, ok, uite, îmi place ceea ce faci, vreau să te susțin în ceea ce faci și de-aia am gonna sponsor you. And I'm gonna be your partner. Da, vreau să mă asociez cu opera ta. Eu asta am căutat. Știu, numai că din păcate, la noi în România, agenția care vinde creativul, vine și spune așa. Asta e reclama eficientă. Reclama pe termen lung, nu odată și gata. Bine, atenție. Nu e chiar așa. Sunt pro și contra pentru ambele chestii. Ok, da. Asta e fals. Ce pot să spun este că, de exemplu, Paul era foarte convins că
televiziunea nu e bună. Ba, e bună și televiziunea. E vorba de și, nu e vorba de sau. Există un moment în care trebuie să înțelegi că piața, audiența s-a segmentat. Adică există oameni pe TV și există oameni pe YouTube. Tu dacă ești un brand, trebuie să vorbești cu ambele părți. Trebuie să fii nebun ca brand să spui nu, 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 nu. Eu vreau doar partea. Bă, băiatule, tu ești mass marketer, da. Comunici cu o plajă care are între 18 și 60, da. Da, din punctul ăsta de vedere, advertising-ul pe YouTube e aproape, poți să zici în România că e inexistent. Este inexistent, exact. Dar asta e din cauza că agențiile... Da, nu înțeleg. Agențiile nu știu să vândă mai departe către client, iar clientul nu știe ce să cumpere. Da. Clientul vine și spune, bă, eu am 1000 de euro. Asta e, aici e problema. Nu, am 50.000 de euro cheltuit anul ăsta. Înțelegi? TV sunt... Agenția ce la Media Buyer, Media Buyer a cumpărat jumate din advertising pe Pro Antena și nu știu ce, și eu vin mai departe către client. Zi. Așa, mai mă aud? Da. Nu se duc minutele la mine pe record. Ba da, mai sunt 7 minute la tine pe record. Ok, zic asta și eu am terminat pe Ascor, cum am vorbit mult de filme. Vlad, îți place Avatar și mie. Eu consider că e un film decent, dar nu chiar bun. Așa. Okay. Ce vreau să zic, și asta am zis și lui Marius, vreau să zic lui Alex cu pointul meu, cu sponsorizările. În România consider și văd asta, nu există încă companii mici care au care acum își încep business-ul. Exact. Și o să-ți dau exemple de dincolo. Poate știi că poate te uiți la Philip DeFranco și așa mai departe. Squarespace, pe care probabil l-ai văzut peste tot. Audible, ceasuri, nu știu de care. Deci noi, singura companie care a reușit să crească prin campanie pe internet în ultimii ani din România, știi care a fost? OLX. OLX a fost singura care avea reclamele alea ridicole și au devenit virale. OLX a făcut ceea ce face orice companie multinațională. Vii, bagi un milion. Dar nu avem o companie mică, disperată. Deci nu avem o companie mică și disperată care să vină să spună, băi, am 250.000 de euro. Aia nu e mică. E mică? Mică înseamnă că mică în România, din păcate, conceptul de marketing este aproape noi. Lumea nu știe ce înseamnă marketing în România. Lumea crede că marketing în România înseamnă să faci publicitate. Toată lumea crede că dacă să facem campanii TV, știi? Ce faci? Lucrezi în marketing. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că ești creativ. Nu, tată. E vorba de Excel aici. Înțelegi? La noi în România foarte puțină lume știe să ducă business-ul în Excel, una la mână. 10% din proprietarii de afaceri din România chiar țin o evidență a afacerilor real. Știi? Să știe unde sunt banii, de ce vin banii, cum se întâmplă. Știi? Dacă le spui oamenilor că el trebuie să... Dacă duci la Antimaria, la orice te duci și spui, bă, de ce costă pantofii ăștia? Tu îi faci, ce costă 50 lei și mă costă 80 de lei. Știi? Ca să mă întreba și Paul, dar de unde are Coca-Cola bani? Coca-Cola produce face un produs pe care îl face cu 2 lei. Coca-Cola, no hate. Și nu știu dacă e adevărat ce spun eu, adică cifrele nu sunt reale, da? Zic best cola atunci. Zicem o cola, da? Un suc. Face un suc. Sucul respectiv îl produce cu 1,50 lei. După care, el vine cu 4 lei, da? Și pardon, nu, uite așa. 2 lei îl face și îl vine cu 30 de lei. Sunt 28 de lei diferența acolo. Aia 28 de lei înseamnă 8 lei pentru publicitate. 5 lei pentru salarii, magazin, 2 lei pentru ăla, 10 lei pentru ăla, exact. Deci costul produsului trebuie să înglobeze toată chestia asta. Nu pur și simplu am luat cu 5 lei, îl dau cu 10. Nu e suficient să-l dai cu 10. 10 înseamnă că ești în pierdere. Da. Tu trebuie să faci, când faci un produs, trebuie să-i pui prețul, după care urmează restul de cheltuieli, iar la final ai un preț. Dacă nu poți să-l vinzi cu ăla, înseamnă că ai greșit ceva undeva. Nu, mă gândeam că poate săracul Alex a plecat de acasă, tu l-ai contactat, ei, bă, facem un podcast de filme despre știu ce. Și el a venit de la început, că deși se întrerupea, am auzit că vorbea de Citizen Kane, el a venit cu knowledge-ul, exact. Și noi ne-am pus și, bun, hai să-ți explic cum merge algoritmul la YouTube. Da. Să știi că ne uităm și la filme în timpul liber. Nu, de asta spuneam că e o discuție vie întotdeauna. Pentru că fiecare om care vine, sunt sigur că mă gândeam și la asta, știi? Mă gândeam, Irina Margareta Nistor, știi, când i-am scris. Știi? Și mă gândeam, ce îi spun ei?
Care nu poți să-i spui de YouTube. Exact. Eu nu pot să ai discuția asta. Noi acum mai anunțăm asta pentru că se pare că a fost de interes pentru toată lumea, știi? Dar iată să vorbim strict de film. Da. Și au să vină niște filme pe care noi nu le știm. 100% asta. O să vină niște filme pe care noi nu am ce să discut. Voi ați văzut documentarul cu Chuck Norris? Da, exact. Tu știai că Chuck Norris s-a bătut cu Bruce Lee, exact. A fost elevul lui. Ce porcești. Da. Este un documentar... O fie, mie nu spune că nu este. E strict despre... The Roundhouse Kick number 2. Nu știu dacă... Uite-te tu, Vlad, că... Ideea este așa. Că fiecare... Ignorant. Fiecare invitat, asta e chestia la podcasturile astea, mie mi se pare că de-aia pentru ei e mai ciudat, nu pentru noi. Cât pentru... de mult s-ar de la subiect la subiect. Da. Episodul pentru ei e mai deranjant decât pentru noi. Dar uite, de exemplu, pe clipul ăsta, pe clipul cu... Telefonul e acolo, pe să mă sună cineva să mea cu așa. Pe clipul cu Paul Lungu, toată lumea e foarte entuziasmată de faptul că... Eu am schimbat un gunoi, aseară mă uitam la... Am tăiat foarte mult din el, oricum. Pentru că la un moment dat era all over the fucking place. Eu ți-am zis că a fost all over. Și acum a fost all over the place. Asta nu, a fost mai liniar. A fost mai liniar, că a fost mai mult despre YouTube și era un single subject. Uh-huh. Dar de ce intrigă pe oameni e inside job, inside, behind the scenes. Ce discutați, înțelegi? Ce discutați voi la bere despre YouTube? Cheamă-mă și pe mine. Da. Asta discutăm. Și pentru mine e foarte important să fie o discuție. Mie mi se pare că podcastul, dacă... Mi place foarte mult de Joe Rogan, știi? Îmi place de el pentru că este down to earth guy, dar care știe să pună întrebările, știi? Și care de asemenea challenges the guy close to him, știi? Să la o discuție inteligentă. Și eu sper că discuțiile astea sunt inteligente, știi? Poate, na, iar din punctul meu de vedere sunt inteligente discuțiile astea. Dar eu știu ce o să zic. Dragii mei, acesta a fost podcastul pe ziua de azi. Din noi am lungit 2 ore, sperăm să vă placă. Celor 5 care ați rămas până aici. Din nou încă o cană. Pentru cine răspunde, câștigătorul o să fie anunțat în comenturi la cana de tura trecută. Am dau cană, cine ajunge la sfârșit, dăm o cană. Au răspuns câțiva la... Da. Exact. Și de cine a ajuns până aici, pe viteză de 2,5 probabil. Așa? La fel avem o cană. Întrebarea azi o pune Sucre pune o întrebare și el răspunde, primește o cană, că o să alegem unul să câștige o cană. Zi o întrebare. Ce topic despre filme vă place că am abordat astăzi? O să fie că l-am întrebat pe Alex. Gen dintre toate chestiile despre filme pe care le-am discutat astăzi, ce v-a intrigat cel mai mult și de ce? De ce n-am vorbit de filme? O să fie toți cu blank statement. Anyway. Am zis Alien, am menționat un Alien. Ăsta a fost un podcast cu siguranță diferit față de ce facem de obicei. Dar cred că unii dintre voi care se gândesc să apuce de YouTube, o să lor informații. Exact, lor se pare interesantă discuția asta. Sunt 4-5 ani, 10 ani de experiență, tot fel de domenii, exact. Zic dacă vine altcineva tot din YouTube, uh-huh, și mare parte o să discutăm similarități, tot o strige pe oameni, pentru că chestiile se schimbă pe YouTube. Absolut. Apar alte frustrări, alte surprize. Da. Nu, sunt multe, sunt foarte multe discutate aici, numai că nu, știi, asta e faza, că nu cred că ăsta este formatul. Deja aici am vorbit, nu ăsta e auditorul, dai drumul, bam. Mai de ce s-a încălzit. Da. Ideea este că poate la un moment dat să facem și podcast-uri de genul ăsta, dar în momentul de față aș vrea să vorbim mai puțin tehnic. Știi, azi a fost... Dar n-ai încotro, că e starter conversation. Exact, se duce acolo discuția, fără să vrei, că vrei, că nu vrei. E elefantul din cameră, adică chiar dacă l-ai... We're done, motherfuckers! Pa, 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 pa.